Bine ați venit în seara aceasta minunată, în care avem un invitat minunat, Părintele Constantin Necula, care socotesc că nu mai are nevoie de prezentare. Să pentru cei ce nu știu, vă spun că este părinte profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă de la Sibiu. A scris până acum așa, între două conferințe și două drumuri, a scris vreo 70 de cărți, cel puțin așa mi s-a șoptit. În cască, i s-a spus în cască. Așa mi s-a spus de către regie, da? Și iată în seara aceasta, în ajun de sărbătoarea parohiei noastre, în ajun de Sfânt Nicolae, pe care l-am așezat aici, prin Sfințita Icoană, ca să ne oblăduiască și să străjuiască această cuvântare din astă seară, a venit să ne vorbească cu drag. Cu drag, după un periplu din România, Viena, Praga, astăzi Praga, Padova și astăzi, s-a dus și pe la frații catolici să-l salute cu drag și cu pioșenie și pe Sfântul Anton de Padova, nu-i așa? Așa. Și iată, în seara aceasta a venit la noi ca să ne aducă un cuvânt de învățătură. Înainte de a-i preda microfonul să ne spună o fărâmă din câte Domnul i-a dăruit să ne spună în seara aceasta, aș vrea să vă rog pe toți să ne ridicăm, să zicem o rugăciune, ca Domnul să binecuvinteze acest periplu duhovnicesc și să ne fie de folos pentru fiecare. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului care pretutindeni ești și toate le plinești, visele bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sălășluiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Preacucernice Părinte Constantin, binecuvintează. Binecuvântat este Hristos Dumnezeul nostru, de una acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bine a venit Părintele Constantin între noi și bine că suntem câțiva. Aș fi vrut să fie câțiva mai mulți, dar să ne îmbogățim. Domnul să vă dea bine tuturor. Părinte, spor. Să rămână. Acestea fiind zise, predau ștafeta Părintelui Profesor Constantin Necula ca să ne vorbească în astă seară despre bucuria de a dărui. Pentru că suntem în ajunul Sfântului Nicolae, care este dăruitorul, dulcele dăruitor al sufletelor noastre și al copilăriei noastre, de ce nu? Îl invităm să ne vorbească despre această bucurie a dărui. Părinte Constantin, vă rugăm. Vă mulțumesc foarte mult și am fost reținut de niște persoane cunoscute de acum la intrare, de aceea nu ne cerem scuze că am întârziat, dar chiar a fost fain și pe coridor. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat darul Părintelui, darul Părinților pentru întâlnirea din seara aceasta. Să știți că e și darul Episcopului nostru, al Preasfințitului Siluan și a celorlalți prin chemarea lor în astfel de situații, pentru ca să fim împreună, pentru că ne ajunge că suntem singuri mai tot timpul. Poate că din când în când va trebui să învățăm să stăm și împreună. Boală grea la români, unde sunt doi sau trei, al treilea e parohul de obicei. Sper că astăzi suntem împreună cu Sfântul Nicolae, așa cum ni s-a și îngăduit. Mulțumesc. Cum ni s-a și îngăduit să fim chemați în numele Sfântului Nicolae. Înainte de a veni la conferință, am primit un mesaj de la sora mea. Și m-a străbătut așa prin suflet dulcea amintirea unei copilării fără îndoială grele sub comunism, fără îndoială dificile, rănite de sărăcie, că sunt băiat de bloc, de etajul 1, într-un cartier din Steagul Roșu, din Brașov, nu aveam merțanul pe balcon și nici nu urca liftul, că nu era curent. Gazul era din ce în ce mai puțin și uneori n-am mâncat decât pâine cu pâine și uneori și pâine era greu. Dar n-a lipsit niciodată Moș Nicolae.
Multă vreme am crezut că Moș Nicolae aduce portocale albastre. Eu am fost convins că sunt portocale albastre. Am rămas uimit că portocale erau portocalii. Cum cred că e de datoria noastră să spunem astăzi că nu am fi făcut noi Cambridge-uri și Oxford-uri și... dar aveam pe ei noștri lângă noi. Am să vă zic trei povești, sunt legate între ele și vreau să le luați exact cum vi le spun. Prima. Asta este pentru copii. La un moment dat am stat o noapte întreagă cu sora mea să păzim, să-l prindem pe Moș Nicolae cum ne pune în ghetuțe. Eram hotărâți. Am montat capcane, am pus o sfoară să ne tragă de picior când se va apropia să ne pună darul. Eram pregătiți. O oră am dormit eu, o oră sora mea, o oră eu, o oră sora mea. Am constatat că prezența părinților noștri, îngrijorată că nu dormeam, era foarte atentă și ne toți spuneau să ne odihnim, că mâine avem școală. Spre deosebire de ziua de astăzi, când e suficient să ai un bilet de la mama și tata că nu e ok și nu te duci la școală, pe atunci, dacă nu mergeai la școală, nu era chiar bine. Ne-am stat toată noaptea, am stat. Măi, nici cum, nu venea moșul ăla, parcă era, nu știu, ceva tulbure în mintea lui. Ne-am supărat, oarecum eram chiar tulburați că nu vine moșul, mai cu seamă că din vecinii se spunea că moșul nu există și că mama și tata ne-a enervat chestia asta și noi vrem să dovedim dacă e așa sau nu. Mai am stat trez și eu și sora mea toată noaptea, dar toată noaptea, cu rândul, după cum am spus, nu știu care dintre noi am adormit deodată cu alălalt, cert este că ne-am trezit în miros de portocale. Nu erau mai mult de o portocală într-un papuc și o portocală în celălalt. Am descoperit dimineață mâinile cui din casă mirosea portocale, dar am înțeles că de fapt îl ajutaseră pe moș să ne facă binele de a nu rămâne niște proști, niște oameni fără sfinți. Tot cartierul Steagul Roșu era cufundat în noapte, numai noi doi privegheam să-l prindem pe moș și moșul, ca întotdeauna isteț și foarte alunecos, ne scăpate printre degete, mai cu seamă că eu am trăit șocul vieții mele, îmi doream, dar în mintea mea, în sufletul meu, nu spusesem nimănui, îmi doream un stilou chinezesc. În vremea aceea era maximum, era Toyota stilourilor și am primit unul fain din calea afară. Roșu e drept la culoare, dar era stiloul meu. Era primul meu stilou. Îl am și acum acasă, pentru că darurile de la sfinți nu se aruncă, ci se protejează. A doua zi de dimineață, colegii mei au încercat să mă ducă în continuare. Eram vorba aceea, dita mai comandantul de unitate la pionieri. N-am mai mers, pentru că seara târziu am urcat în Șchei. Șcheii Brașovului sunt o coastă de munte luminoasă în care, de pe la 1230 și un pic, avem atestat că se învăța limba română, o limbă nu ușoară. Italienii au aflat că e foarte greu să ne asculte. O limbă care mie mi-a plăcut de la început și am avut onoarea de a face prima lecție de scris în prima bancă din prima clasă a primei școli românești. Poate că de aici și pornirea mea hotărâtă pe calea aceasta. Și am aflat atunci o poveste legată de un unchi de al tatei care avea o problemă permanentă, de bucurie permanentă. Era la grapa, era la sua sorella. Dar un om fain. Un om foarte... Nu era însurat. Eu îl știam din biserică, îl vedeam duminică de duminică, povestind ceva, de aveam niciodată răbdare să-l ascult, dar vorbea foarte fain. Povestea lui era simplă. Avusese pe vremuri o bodegă, ca orice om serios. În bodega respectivă se jucau și popice și avea o problemă, pentru că în fiecare seară, când simțea că e prea avansat în cercetare, nu lua niciodată printre case să meargă acasă, ci pe după grădini, așa se cheamă în Șchei, o zonă după grădini, spre crucea lui Nicolae Stingheoae, așa se cheamă, unde locuia Sfântul Nicolae. Avea o meteahnă excepțională. Oricât ar fi fost de băut, nu uita să-și ridice pălăria să zică bună seara, Sfinte de Nicolae. Sara, Sfinte Nicolae. N-avea nicio treabă. Putea să fie electrocutat. Povesteau toți că nu câștiga bani pentru el. Dădea toți banii la săraci. Asta era obsesia lui. El stătea acolo ca caragiale la carul cu bele, ca să nu să mai observe personajele. Într-o seară,
foarte hotărât și foarte pornit, strașnic pornit, chiar în seara de Sfântul Nicolae, o luase și mai tare, că erau câțiva Nicolai în zonă și au cinstit cu ei acolo vreo 2-3 bocanci, cred că. Și a simțit că n-are ce căuta pe ulița largă, că era rușine să-l vadă oamenii. Și atunci a luat-o tot pe după grădini. Bătea vântul, erau lupii foarte aproape. Eu am văzut când eram copii mici, vedeam lupii pe bune, nu lupii de astăzi, care locuiesc în parlamente și în alte locuri. Și luând-o pe după grădini, a ajuns într-un loc unde zăpada era foarte mare, nimerise iarăși la Sfântul Nicolae, era în papuci, în pantofi, nu era în cizme. Și-a ridicat pălăria, iar a zis, bună seara, Sfinte Nicolae, la mulți ani, băi, Sfinte Nicolae! Și a plecat. Doar că atunci când a ajuns la un pod, care de atunci se cheamă Podul Dracului, au venit altfel de lupi după dânsul. Atât de marcant a fost întâlnirea lui cu diavolii aceia, încât a albit. El, care avea ochii căprui și era brunet, a devenit om cu ochii albaștri și cu părul alb. Atât de groază i-a fost, încât n-a apucat să zică nimic decât Sfinte Nicolae. Și l-a văzut pe Sfântul Nicolae, desprins din cruce, venind la pod, schelălind dracii în toate felurile, a căzut cu fața la pământ, iar după jumătate de oră l-au găsit oamenii care locuiau în capătul șcheiului, l-au ridicat de jos și nu l-au recunoscut. A trebuit să facă dovada că e el, pentru că nimeni n-a crezut că e el. Din contactul cu solul a învățat lucrul cel mai important. A doua zi, bodega lui s-a transformat într-o mică capelă, într-o bisericuță, și astăzi este capătul șcheiului, o bisericuță pe care pe nimă atrăgea din două motive. Pe de o parte era frumoasă și era ginga și o cruce curată. Iar pe de altă parte, lații de la bisericuța erau vopsiți în roșu, galben și albastru. Acolo am învățat că tricolorul nostru e roșu, galben și albastru. Cea de-a treia poveste e un pic altfel. În 1989, băiet mari fiind eu, m-au luat la oaste, că așa se făcea în vremea aceea. Ca să fii bărbat întreg, trebuia să fii întreg. Am mers cu studenții mei săptămâna trecută la Mateiaș, la întâlnirea cu ostașii căzuți în primul război mondial, și când am dus mâna la frunte să salut, au dat și ei să o facă, și îmi pare rău. Mâna care n-a ținut arma să-și apere țara nu salută la frunte niciodată. Mulțumiți-vă cu ce aveți. Cu pokemonii cu care vă bateți pe jocul video, cu iPhone-ele, cu căștile wireless. Au râs, dar n-a fost râsul lor. Și am constatat că noaptea de 5 decembrie 1989, împreună cu toți colegii mei, eram oameni în toată firea. Vorba aceea, peste câteva zile aveam să ne riscăm pe viață și pe moarte viețile. Dar erau triști, domne, abătuți ăștia, supărați foc. Ce aveți, mă? Ieșisem din gardă, un fric cumplit, supărați toți că n-a venit moșul. Nu venise moșul. Sigur că, fiind foarte guraliv ca și acum, întotdeauna aveam de ales. De obicei, eram planton 1 și 3. Și întrebau cine face planton 2 și nu vreau și tot eu eram. Așa am învățat să citesc noaptea. Mie mi-a prins foarte bine exercițiul acesta. Și noaptea aceea am stat mult și am citit cu minte, aveam ce? Și sub ochii mei am văzut cum se împlinește minunea. În bocancii colegilor mei de armată, dimineața toți au găsit câte o ciocolată bunica. Țineți minte, de aia cu 3 lei. Am înțeles atunci că Sfântul e sărac. Dar dă. Am înțeles în toate aceste 3 povești că Sfântul nu poate fi surprins, El doar surprinde. Ca orice dar care te surprinde. Și am mai învățat ceva. Că atunci când Sfântul nu se descurcă, își cheamă în ajutor oamenii. Și de cele mai multe ori oamenii o fac la fel de bine ca El, pentru că sfinții sunt și ei obosiți de treabă. Gândiți-vă, când eram câteva milioane în lume, treacă, meargă de acolo câteva miliarde și ne mai facem. Au trecut ani mulți, foarte mulți. Și am primit cea mai frumoasă lecție de Moș Nicolae. Dincolo de faptul că în facultate, fără îndoială, lunile, marțea și joia, făceam întotdeauna acatistul Sfântului Nicolae, nu ca să trec examenele. Pentru examene am învățat. M-am săturat de ăștia care spun că să mă rog pentru ei să treacă examen. Și a zis, la muncă cu voi. Că de ăștia care s-au rugat prea mult la examene și au ajuns prim-ministri, m-am săturat.
și-au cumpărat agende, că oricum nu știu să scrie. Ce să facă cu agenda? Și la un moment dat, acum 6 ani, la anul se fac 7, s-a stins tata. Și s-a stins la intrarea în biserica Maicii Domnului, parastasul tatii de 40 de zile, făcându-se în șcheie Brașovului, acolo unde sigur că este mai marele cetății duhovnicești Sfântul Nicolae. Eu am crescut cu... E colegul meu. Am dormit câteva nopți frunte în frunte cu el. Și, printre altele, era chiar simpatic, adică nu-mi displăcea nici cum. Sigur că nu-i ceream de fiecare dată câte ceva, dar primeam culmea fără să cer. A venit și fetița mea, care atunci învățase să cânte la flaut și când a plecat toată lumea, ea nu e așa de dornică de vedetist ca mine, cum m-ar acuza și mă acuză unii, e mai smerită așa și în dorința ei de a-i face o bucurie bunicului său care plecase, și-a scos din mânecă flautul, abia învățat să se cânte, și pe un fric de crăpau pietrele, i-a cântat la flaut o ce veste minunată, tata fiind un rapsod de colinde. A fost prima dată în viața mea când m-am simțit răzbunat pentru toată sărăcia copilăriei mele și pentru toate portocalele albastre pe care nu le-am mâncat niciodată. Și ca să mi se pună coada la pruna existențială, fetița mea și-a dorit foarte mult, eu n-am știut asta, ea vorbea cu bunică să tot timpul și și-a dorit foarte mult o pianină. Sigur că ea a venit, a adus-o moșul, dar șocul a fost cu totul și cu totul altul. Această pianină era foarte grea. Și doar ajutat de persoane necunoscute, moșul a putut să aducă în dreptul camerei unde ea creștea pianina respectivă și văzând ea cum ne chinuiam noi după ce s-a bucurat, ne-a pus să o montăm, în noaptea aia și cântat la ea, dar mi-a pus o întrebare foarte grea. Noi eram 4 oameni care ne chinuiam să montăm toate elementele pianinei fiind foarte grele. Ce, măi tată, dacă e așa de grea pianina asta să o montați, cum a cărat-o moșul? Am zis, bă, nu știu, că era în clasa 5-a. Zic, nu pot să-ți spun. Chiar nu pot să spun și cred că asta e chiar treaba lui. Când îl prinzi, întreabă-l că e la catedrală, e prima în stânga, a doua în stânga. Ei, da, numai că la un moment dat, pe cartoanele acelea în care fusese înfășurată pianina, s-au văzut niște degete foarte lungi. Tata, frizer fiind, avea degete de chirurg. Noi tot timpul îi spuneam asta. Și atunci fetița mea zice, că acum știu, moșul l-a chemat pe bunicul să-l ajute. Astea sunt mâinile bunicului. Pentru că darul nu se dăruiește doar pe viață, ci și pe moarte. Cine își iubește copiii, nepoții, cine iubește biserica, trăiește din iubirea asta nu doar la suprafața lucrurilor, ci și mult dincolo de pragul acesta nu foarte fericit al morții. V-am zis poveștile ca să știți că cel pe care îl prăznuim așa de frumos, dincolo de faptul că este un personaj istoric, născut la o dată, într-o localitate, este și un personaj care crește cu fiecare bine pe care îl facem. E talentul oricărui sfânt. Orice sfânt crește cu fiecare lucru bun pe care îl facem în numele Său. Am simțit în urmă cu ceva ani nevoia să îmi plătesc datoria față de șcheieni. Îmi stătea de mult pe suflet să scriu o carte despre Sfântul Nicolae și mi-am dorit foarte mult să scriu. Numai când Dumnezeu a rânduit să ajung la Bari, am constatat că, de fapt, noi nu prea avem surse foarte serioase despre viața Sfântului și că cele mai importante pe care le aveam la îndemână erau limba italiană și am zis slavă Domnului și Padovei că m-a învățat suficient de multă italiană cât să pot citi cărțile. Pe măsură ce am citit, m-am topit de moșul ăsta, m-a făcut praf. Praf. În primul rând trebuie să știți că era copil de cartier. Era băiat de port. El este sfânt născut la... Este el episcop peste Mira Lichiei, dar să știți că copilăria lui nu începe acolo. Copilăria lui începe cu mult mai mult în Patras, o regiune a Miletului, pomenită în scrierile părinților apostolici, străbătută de Sfântul Apostol Pavel, încreștinată de Sfântul Apostol Pavel. Și eram așa de topit încât
am căutat poze, m-am uitat la filme cu Patrasul. Astăzi nu mai există mare lucru, dar se păstrează locul și semnul unde s-a creat o civilizație întreagă. Patrasul era malul mării. Era un port oarecare. Și acolo, între oamenii portului, Nicolae strălucea. Fecior de oameni foarte serioși, care îi mor prea devreme pentru vârsta lui, se pare că face gestul cel mai interesant al iubirii față de iubită. Nu exagerez când spun asta, dar cred că în seara asta, de fapt, când așteptăm să vină moșul, răspunde la o întrebare din viața lui. Îndată după ce au murit părinții, devenise o partidă foarte bună pentru cei din oraș, cine nu și-ar fi dorit un băiat fără obligații față de părinți, cu bănuți, mult mai mult decât ceilalți din zonă. Doar atât că băiatul ăsta tânăr a aflat că un vecin de-a lui se află într-o grea situație. Una dintre fetele lui, cea mare, își pierduse datorită afacerilor tatălui, care era importator, exportator de grâu și avea corăbii, își pierduse parte din avere și devenise datornic unui corăbier. Speriat, Sfântul Nicolae aude de problemă. A să vă spun care e cheia poveștii, de fapt. Bănuim și de unde, când am să vă spun și de unde credem noi că ați auzit de problemă și merge și... Nu suntem acasă. Și în condițiile acelea în care se uită de jur împrejur în piața orașului, așteaptă să se întunece și aruncă prima pungă de galben pe pervazul ferestrei. Acum, nu vă închipuiți că avea termopane, tatăl fetelor. Erau casele, am și stat foarte mult și am studiat foarte atent. Casele n-aveau geam. Aveau din când în când câte o beșică de animal pus acolo, dar nu toți. Și unor în casele din acestea cu aere duhovnice și mai puternice din punct de vedere financiar, nici nu le trebuiau geamuri neapărat, pentru că în sine dormitoarele n-aveau lumină decât de la o candelă specială și care bine mirosea și se făcea foarte bine focul. Tânărul îl pune pe pervazul primei camere și spre disperarea bucuroasă a tatălui constată că este exact suma care lipsea să și ar fi trebuit să-și vândă fata respectivului navigant. Fata era îndrăgostită, se spune, de un cavaler. O recuperează pe fată, după câteva luni tatăl la fel de bun în afaceri, era numai bun de membru în Guvernul României. După câteva zile, după câteva luni, iarăși face o afacere, iarăși se pierde grâul pe mare. Acolo ăsta era negoțul principal între Patra și Alexandria. Și tânărul mai rămăsese cu o parte din avere și iarăși face același lucru, ascuns bine de umbră, fata a doua fiind îndrăgostită de un scriitor din vreme, un cronicar care avea să și lase un poem de dragoste. Tot așa, pune bănuțul, fuge, cei doi se căsătoresc, tatăl își plătește datoria până când a treia, cea mai mică, intră și ea în capcana aceasta a vinderii către un armator, de data aceasta lucrurile părând absolut fără soluție. Trecuseră câteva luni, omul chiar nu mai avea de unde să aibă bani. Doar atât că bunul lor vecin de stradă află despre ce este vorba, ia punga de galben și noaptea, când tatăl dispera de fapt și stătea, se pare, pe pervaz să vadă dacă Dumnezeu se mai milostivește de el, sub lumina lunii, care nu mai era ascunsă de nori, Nicolae ieșea inima în dinți și aruncă punga de galben și tatăl recunoaște că este băiatul ce și l-ar fi vrut de ginere și de care se pare că Maria, cea de-a treia fată, chiar era îndrăgostită. Sfântul pleacă în noaptea aceea, fuge, pleacă spre Mira Lichiei, unde episcop era fratele mamei sale, unchiul său. Dar el nu știa că între timp unchiul său murise și că sinodul strâns la oaltă, acolo, stabiliseră ca primul om care intră de dimineață în biserică, acela să fie episcopul locului. De atunci se mai putea, nu se trebuiau foarte multe teze de doctorat. Și în momentul în care ajunge în cetatea Mirei Lichiei, obosit, adoarme
pe pragul bisericii și dimineața când mitropolitul locului, de care Nicolae va fi foarte legat la sinodul întâi ecumenic, Teofil de Nicea, pe care refuză să-l anatematizeze și după o noapte de discuții îl recuperează pentru Biserica Ortodoxă, pentru Ortodoxie, lucru care atrage supărarea secretarului Constantin cel Mare, care era de barba și îl batjocorește. Deci, ăla deschide ușa și copilul cade. Tânărul cade în biserică și devine primul om care intră în biserică. Și îndată este ales episcop. Să nu credeți că era la voia întâmplării. El era un om virtuos, un copil crescut în frică de Dumnezeu, un om care cunoștea foarte bine Scriptura. Spre deosebire de vremea de acum, când ca să poți să fii arhiereu, te hirotonești diacon, preot și apoi episcop. Momentele hirotoniei din liturghie fiind așa, prima dată se hirotonește episcopul, apoi preotul și apoi diaconul, ca să nu se mai facă în aceeași liturghie, în vremea aceea încă se făcea, puteai să fii toate trei într-o singură liturghie și așa se pare că a ajuns episcop Nicolae. Lecțiile lui sunt multe. La vreme de mare prigoană a foamei, pleacă din Mira Lichiei spre Patras la oamenii lui. Am uitat. Maria se retrage și ea la Mira Lichiei și devine una dintre cele mai mari starețe pe care le-a avut zona respectivă în calitate de călugăriță. Fiind, după cântare, una dintre urmașele Teclei, Sfânta Tecla fiind din Mira Lichiei și fiind ucenica Sfântului Apostol Pavel. Faină povestea. Când vine foametea peste Mira Lichiei, se duce și negociază la Patras cu un capitan de nave care tocmai venea din Alexandria și ducea grâul la Constantinopol. Întotdeauna cei mai buni pleacă spre capitală. Și îi cere omului, te rog, dă-mi, mare populația, mor oamenii. Ăsta nici cum, că dacă te atingi de grâul nostru, grâul imperial, nici cum, n-ai voie. Și Sfântul zice, bine, plecați. Când se plece corăbile, erau trei corăbii mari. Când se plece corăbile, nici cum, furtună. Se întorc înapoi, mai încearcă o dată. La fiecare negociere cu Sfântul, furtuna era un pic mai supărată. Până când capitanul acesta hotărăște să dea din fiecare navă cât o cantitate, fiind convins că împăratul va înțelege că una dintre cetățile Imperiului murea de foame. Dar Nicolae a zis, stai liniștit, tot ce mi-ai dat vei găsi la locba în mit. Corăbile tale abia vor intra în portul din Constantinopol. Și ăsta s-a uitat la el ca la un bei. Bă, omule! A plecat spre Constantinopol. Nicolae s-a întors cu puținul grâu, nu era foarte mult, s-a întors către cetate și se păstrează amintirea faptului că el avea grâul într-un poloboc foarte mare, din care lua cu un cancioc, dădea la săraci și pe măsură ce lua se înmulțea grâul. Deci grâul acela nu s-a terminat până la prima ploaie care a venit abia în toamnă. Și într-adevăr, capitanul de navă, când a ajuns la Constantinopol, fiind convins că va fi executat pentru lipsa de grâu, era una dintre marile nelegiuiri ale vremii, acum cine fură grâu e savant. L-au dus acolo și când a ajuns, cântărind grâu, a constatat că în trei corăbii erau de fapt patru corăbii de grâu. Și grâul lui se înmulțise pe mare. Și e consemnat într-un document de secol, e consemnat că asta s-a întâmplat ca fiind minunea episcopului de Mira Lichiei. Acum, de povestea asta, eu am legat altă poveste. Se spune că, văzând copiii cum Sfântul Nicolae le-a făcut cadou grâu și că n-au murit de foame, atunci când a ieșit primul grâu din cetatea respectivă, Sfântul Nicolae, copiii, au măcinat ei cum au putut grâul și apoi l-au amestecat ca și copiii. Cu nucă, cu miere. Rahat nu cred că aveau, dar oricum cu toate dulciurile posibile. Și le-au dus cadou Sfântului Nicolae. Și așa s-a născut cozonacul. Sigur că toate acestea vorbesc despre a dărui. Despre fermitatea dăruirii. Când dăruiești, nu e ca atunci când dai șpagă. Știți? Când dai șpagă, dai cu mâna acoperită tot timpul. N-a de acilia. Niciodată să nu duceți pomennicul la biserică ascunzându-l. Lucrurile pe care dați în numele Lui Dumnezeu se dau cu mâna descoperită. Pentru că atunci când se ia darul, să se vadă rana care a născut dăruirea. Când suntem botezați, chiar dacă nu vedem, în palmele noastre, în coasta noastră și în picioarele noastre, sunt semnul cuielor Lui Hristos. Asta înseamnă să fii creștin.
să porți rănile lui Hristos prin lume, sigur, nu neapărat ca Padre Pio sau ca Sfântul Francisc, nu? Nu e important să ai stigmatele vizibile, dar să știi că le-ai acolo și că dacă nu lucrezi în numele lor, ele nu se vindecă niciodată în Hristos. Sfântul Nicolae a învățat acest lucru. Și vă spuneam că la un moment dat una dintre fete, cumnatele lui cum ar veni, se mărită cu un cavaler care la un moment dat încerca să facă cu prea plin să pedepsească niște tineri pentru o greșeală inventată. Și Sfântul este primul om din istorie despre care știm că a spus că de voi este voi a lua o viață, pun viața mea pentru viața celor trei tineri. Ei nu semnifică nimic. Eu sunt mitropolitul locului. Luați-mi viața pentru ca tinerii să meargă mai departe. A fost gata să plătească cu viața lui. Viața unor tineri nu foarte cuminți. Nu foarte cuminți. Dar care de atunci au devenit unii dintre cei mai buni și cei mai apropiați ucenici ai Sfântului Nicolae. Despre unul dintre ei se spune chiar că i-ar fi luat locul în economia aceasta a mirei lichiei. Când am terminat cartea, am crezut că le știu pe toate. Am și tradus două, vă rog frumos, când aveți timp să vă uitați peste ele. Cum au ajuns moaștele Sfântului Nicolae la Bari. Și când credeam eu că le știu pe toate și am plecat să facem o filmare la Bari ca să o dăruim românilor noștri acum câțiva ani de Sfântul Nicolae, m-am trezit dintr-o dată depășit de istorie, pentru că în apropiere de Bari se află o cetate, o mică localitate, în care se păstra numele, o statuie și apoi s-a adus praful de moaște al unui sfânt care trăise cu vreo 300 de ani înainte de Sfântul Nicolae și fusese episcopul mirilor lichiei. Să mă iertați că nu mi-aduc aminte numele, nici mă chin de o jumătate de oră. Nu pot nici cum să mi-aduc aminte. Vă doresc succes să descoperiți că e în emisiune. Și ajungând acolo mi-am dat seama că de fapt a dărui nu vine dintr-o singură generație. Ca să poți să investi pe ceilalți să dăruiască, trebuie să fii tu la rândul tău crescut să dăruiești. Să știi să rupi ciocolata în două când o ai prea multă. Și uneori partea mare să nu ți-o ții ție. Pentru că a dărui înseamnă a da celuilalt mai mult decât îi se cuvine, pentru că darul nu-i pe cât îi se cuvine. Noi ne-am obișnuit să zicem, bă, cât îi dăm lui ăla? Nu îi dăm, bă, las că nu merită. Tocmai pentru că nu merită, trebuie să-i se dea mai mult decât celorlalți care merită, pentru ca, într-un fel sau altul, să îi semnalizăm că dragostea lui Dumnezeu este peste merit și peste răsplată. Sigur că e greu. E aproape imposibil să trăiești așa. Să nu începeți de mâine să vă dați salariile la toți neaveniții. Dar nici să nu vă zgârciți și să zgâriați cardul ăla până luați de pe el partea electrică. Pentru că tendința, opusul darului nu e zgârcenia. Nu omul zgârcit e opusul dăruitorului. Omul zgârcit poate să aibă motive serioase să fie zgârcit. Opusul zgârceniei este, opusul darului este să dai fără să gândești. Fără limite. Să nu gândești deloc în raport cu omul căruia îi dăruiești. Părinții Bisericii au un text care există în Constituțiile Apostolice, reluat de Sfântul Ioan Gură de Aur, amintit de Părinții Bisericii tot timpul, ce să asude milostenia în mâna ta până va găsi pe cel căruia să poți să-i faci milostenie. Să nu deschizi mâna repede, ci să gândești întotdeauna actul tău în raport cu voia lui Dumnezeu. În urmă cu ceva ani, făcând noi tot felul de analize de teren în urma unui proiect Alege Școala, ardelenii priveam de sus pe moldoveni. Că băi, pe raportul nostru apăreau la săraci în zona aia. Noi am uitat că noi nu începuserăm și în Ardeal să facem analiza încă. Dar am convins că la Vaslui e azi dezastru. La Huș, dezastru. Colo, dezastru. Așa era. Dar am constatat că același dezastru era și la Dej, și lângă Baia Mare, și spre Cluj. Că degeaba vrem autostrăzi dacă mor copiii de foame. Că nu autostrăzile fac un popor, ci drumurile de bunătate și de dăruire între oamenii care alcătuiesc poporul. În ultima vreme ați remarcat că ne-am cam asfaltat toți pe suflet. Că oricum ai întoarce, te afli dinaintea unei situații aproape
incredibile, anume aceea de a nu reuși să te bucuri de ceea ce primești și de a nu reuși să te bucuri de ceea ce dăruiești. Ne-a dispărut bucuria. Sfântul Nicolae nu e așa. Este ghiduș rău de tot. Rău, rău de tot. Fie că s-a arătat salvând oameni pe mare, fie că a vindecat de cancer, fie că a dăruit bomboane celor care vreau să aibă bomboane, fie că a ridicat din morți pe câte unul. El a continuat să o facă zâmbind. Bunătatea nu e încruntată niciodată. Chiar dacă despre Sfântul Nicolae se spune că l-ar fi pălmuit pe arie, lucru pe care nu îl trec în contul Sfântului Nicolae, ci cred la, îl trec la Sfântul Spiridon și cred că am argumente, conștientizez pe zi ce trece că adevărata bunătate și adevărata dăruire este să surâzi chiar și obosit, dar să surâzi atunci când faci binele. Cum e chipul medicului când ieși din anestezie. Oricât ar fi de îngrijorat, încearcă să-ți surâdă, să nu te pierzi cu firea. Cum e chipul mamei când cu firea, nu cu... cu firea. Cum e chipul mamei când e copilul bolnav și are nevoie de încurajare, dacă ea stă încruntată și pare totul pierdut, n-a rezolvat nimic. Ea trebuie să fie în continuare destinsă. Bunătatea se manifestă cu destindere. Nu cu orgoliu, nu cu fițe, nu cu tam-tam. Asta n-a înțeles nimeni. Toți ne cer acum să spunem ce a făcut biserica. Nici nu putem spune cât a făcut biserica, de fapt. Cu mâna pe inimă vă spun, eu însumi descoper în fiecare zi un alt student, un alt coleg, o altă comunitate creștină care face binele, dar nu face gargara găinii din punguța cu doi bani. Unii răhățesc câte o mărgică în mijlocul târgului și cred că au salvat România. Alții salvează România și își văd mai departe de treabă. Pentru că omul care vrea să facă binele n-are timp să și-l prezinte niciodată. Proiectul de durată al României nu poate să-l cuprindă și să fie cuprins de azi pe mâine. Poate că din poveștile pe care vi le-am spus, ați înțeles mai mult decât dacă vă spuneam că cel mai important lucru este să știți acesta. Că întotdeauna dăruitorul își revendică darul. Multă vreme am purtat un ceas dăruit de tata. Când mă uitam la ceas, îl vedeam pe tata chiar dacă tata nu mai era. Mă uit la carte, mă uit la stilou, mă uit la cruce și eu nu sunt eu. Tot ce este pe mine și este în conștiința mea e darul cuiva. Mă uit că încă mai scriu cu stiloul și mă gândesc la profesoara, învățătoarele mele care m-au învățat să scrie. Să scriu. Încerc să leg cuvintele și mi-aduc aminte de primii oameni care m-au încurajat să o fac. Noi suntem singuri când nu căutăm suma darurilor celorlalți către noi. Nu avem cei mai bogați părinți. Fie vorba între noi. Nici noi nu suntem cei mai bogați părinți. Fiecare am evadat din câte un colț de Românie, într-un fel sau altul, încercând să fim măcar un pic de next level. Nu ne-a ieșit sau ne-a ieșit, dar nu mai contează asta. Contează că am luptat. Știți ce am învățat cel mai strașnic din momentul referendumului în țară? Nu e important să învingi. Dar e obligatoriu să lupți. A dărui înseamnă să lupți. Să dai tot ce ai. Chiar dacă n-ai nimic. Să dai tot ce ai. Chiar dacă n-ai nimic. Pentru ca celălalt de lângă tine să știe că nu l-ai lăsat singur și că ești dispus să mergi mai departe cu fruntea sus pentru el. Știți ce important e asta? Se simte în câte o seară cum e cea de acum. Dacă facem calculul acum fiecare unde am fi fost, nici unul fiind aici, tot făcând binele către cineva am fi fost, pentru că nu e așa, în seara în care aștept să priveghezi cu Sfântul Nicolae să-l prinzi cum strecoară dulciurile în bocanci, n-ai a face altceva decât binele. Nu suntem cel mai deștept neam din lume. Nici cel mai bun, nici cel mai frumos. Trebuie să ieșim din gândirea asta triumfalismului și să gândim în gândirea normalului.
câtă vreme din cultura poporului român. N-a dispărut Sfântul Nicolae și nu dăm bosani copți copiilor în loc de daruri în perioada Crăciunului, tot mai e o șansă să începem să ne realcătuim de undeva. M-am hotărât zilele trecute să fac o asociație de protecție a bostanilor în România și să depun plângere împotriva oricărui om care strică chipul bostanului, care e o chestie serioasă până la urmă. În armata turcă chiar au existat bostangii, adică erau oameni care erau serioși. În încercarea disperată de a le spune multora, nu contează ce importăm, nu contează ce mimăm, nu contează ce inventăm ca să părem altfel decât suntem. Contează ceea ce ne face cu totul și cu totul ai noștri. Dacă acum închid ochii, pot să văd crucea lui Nicolae Stingheoae, luminată de lună, și cum Sfântul Nicolae dat jos de pe cruce, că e pictat pe cruce săracul acolo, dat jos de pe cruce, șterge fruntea de sub mitră și pleacă mai departe ca să dăruiască oamenilor bucurie. Dacă n-avem bani, să dați o mână fierbinte către celălalt să-i spuneți că nu e singur. Dacă simțiți că nu mai puteți face binele, zâmbiți pentru numele Lui Dumnezeu. Faceți-vă un bine ca să începeți de undeva. Și da, mâine de dimineață, cei care nu vă împărtășiți, puteți să socotiți un dar de la Sfântul Nicolae și mireasma și gustul cafelei. În mod cert, unde nu sunt bomboane și portocale, cafeaua în mod cert există în întâmpinarea dimineților noastre. Nu vă mai sfiiți să fiți oameni. Lăsați-o așa. Faceți ce puteți, dar faceți cu destindere și bunătate. Faceți-o cum vă văd eu acum, zâmbind, fericiți. Faceți-o fără să simțiți greutatea vieții. Sunt lucruri mult mai grave în lume, pe care nu le putem depăși. De aceea, gândul întâlnirii din seara aceasta, atât a fost. Unde n-aveți nimic, dați ce n-aveți ca să primiți ceea ce vă lipsește. Cel mai fericit creștin, vă spun eu, e creștinul cu stomacul gol, că îi se desfundă urechile. Când se astupă, când se umbuibă stomacul, băc, se pun și căștile pe urechi. De aceea, în prim post al Crăciunului, să învățați că în sine cuvântul rostit de Sfântul Apostol Pavel, ca aparținându-i Mântuitorului, e mai important decât multe din filozofiile lumii din jur. Căci mai fericit este a da decât a lua. I-am văzut pe unii în România cum vânează cât ia biserica. Trebuie să vă spun și povestea asta. Sâmbătă înainte de Sfințirea Catedralei Mântuirii de la București, ca să intru în atmosferă și să nu zic prostii la televizor, deși am spus destule, am intrat acolo ca într-un congelator masiv. Nu vă puteți închipui cât de frig e în catedrală la vremea asta. Dincolo de imaginea Patriarhului străbătând singur de la intrarea pe poarta principală a catedralei până la locul de rugăciune, care mi s-a părut icoana rezistenței unui om scuipat, flecmat și călcat în picioare pentru că își apără țara, icoana celui mai strașnic român pe care l-am cunoscut vreodată. Deci, dincolo de imaginea aceasta, a fost un moment în care mitropoliții, toți mitropoliții din Sinodul Bisericii Ortodoxe Române, au ținut cu mâna de colac și la cântarea Hristos a înviat, după ce pomeniseră cei 350.000 de români morți în cele două războaie mondiale, 1877, Revoluție și celelalte, i-am văzut cum țineau colacul ca și cum România întreagă ținea colacul ăla de rugăciune. Și am crezut că am văzut tot în seara aia. Până când, ieșind din catedrală, am văzut o doamnă, să nu zic o băbuță, că poate mă aude, foarte, foarte în vârstă, ținea în mână un pomelnic cu un singur nume. Și în pomelnic se vedea clar că erau 200 de lei de ăștia noi. Și zic, ce faceți? Părinte, mă duc să-l pomenesc pe omul ăsta, zice, am strâns
5 luni din pensie ca să pomenesc pe omul ăsta că mare bine mi-a făcut. Zic, cum așa? Păi zic, e mult. Zic, asta e aproape pensia dumitale pe lună. Era de undeva de lângă București. Părinte, n-a înțeles nimeni ce important e pentru noi ăștia singuri de acasă că cineva zidește înaintea noastră biserică. Și am mers mai departe. M-a impresionat pe pomenic era numele Patriarhului. Când un bătrân mai dă pe tine 200 de lei, în timp ce tinerii te aruncă la gunoi, tot e semn că putem merge mai departe cu fruntea sus. Vreau să înțelegeți bine. Sigur că avem preoți care își umflu buzunarele și își văd de treburile lor. Dumnezeu să ierte, dar nu cred. Sunt niște nefericiți, i-am văzut. Îi cunosc și îi văd. Să țineți minte, când, când buzunarul unui hoț e doldora în biserică, buzunarul altor preoți se golește în favoarea săracilor. Niciodată Hristos nu rămâne dator. Nici cu milostenia, nici cu binecuvântarea. Vreau să rețineți asta și atunci când simțiți că e greu țării sau e greu omului de lângă dumneavoastră, fie el și catolic, musulman să fie. Iubirea de a face bine n-are confesionalitate. Și învățați că a da este mai fericit decât a lua într-o lume care ia oricum prea mult pe ceea ce nu dăruiește. Diferența în 200 de kilometri de autostradă e de 18 cenți la fiecare litru de benzină și de motorină. Diferența dintr-o parte a Europei în cealaltă și în salarii și în viață o simțiți pe pielea dumneavoastră și uneori vă dă peste cap. Vă răstoarnă. Eu am experiența anului 1995 în Padova, înainte de Paști, când mergeam în parcuri și strângeam de sub bănci români care n-aveau ce mânca și dormi și mâncam împreună câte o bucată de pită și râdeam de crăpam, iar duminica eram împreună în Dumnezeiasca Liturghie și din puținul care strângeam peste săptămână, covric lângă covric, sticlă, nu era așa la moda apa plată, o luam direct de la sursă, chiuvetă. Eram atât de fericiți și constat că au trecut ani peste ei. Cu mulți nu m-am văzut de ani de zile, din 95 cu mulți dintre ei nu m-am văzut. Dar când ne vedem, singurul lucru pe care îl putem schimba între noi este o bucată de pâine și o sticlă de apă plată. Nu suntem mai mult de atât. Vedeți-vă de treabă. Strângeți cât puteți. Dăruiți celor care au nevoie și încercați să nu muriți în încercarea disperată de a acoperi fisurile celorlalți și nevoile celorlalți. Vedeți-vă și de dumneavoastră și încercați să faceți milostenie cu cel mai aproape om pe care îl aveți. Cu dumneavoastră. Nu mă refer la mamele însărcinate, că ele au bebelușii și ele chiar trebuie să facă bine cu bebelușilor. Fiți milostivi și învățați să vă dăruiți din când în când odihnă și din când în când pace. Și din când în când, de ce nu? Câte o seară de asta, care chiar că nu seamănă cu niciuna din cele petrecute. Eu mă opresc din poveste. Vreau să socotiți că, în ciuda faptului că n-am primit nimic în bocanci, câtă vreme ne avem unii pe alții, înseamnă că moșul și-a făcut datoria. Că uneori e mai important să ai în suflet decât în bocanc și asta o știm toți pe piele proprie. Și cel mai important câștig pe care îl avem în viață este că nu suntem singuri. Ci suntem împreună, nu în momentele grele, că atunci se strâng toți lângă noi, ci în momentele fericite. Vă mulțumesc că azi am împărtășit împreună fericirea de a fi copiii Sfântului Nicolae. Și da, când vi-e greu, desfaceți o portocală. Și aduceți-vă aminte că sunt în albastre. Că unele dintre ele sunt încă albastre. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc mult, părinte. Vorbește aici, ce-ți mai trebuie. Nu. Așa, se aud. Microfonia. Mulțumim tare mult, părinte profesor, de darurile pe care le-ați așezat în opincele sufletului nostru, că aici suntem așa mai la Occident, dar cu mare drag le-am, și zic opinci pentru că ni drag portul popular, ni drag
poate aici departe de țară am învățat să apreciem ceea ce poate acasă. Ieri am lansat la Viena un film al doamnei Cristina Liberis. Am vorbit o jumătate de oră și pe aceea mărturia despre preoții români în primul război mondial. Preoții români în primul război mondial în tranșee. Mai mult de 3/4 din imagini erau cu armata română. O armată care făcea față panțărului german și celorlalte construcții militare în opingi. Pe bune, fotografii de pe front în care soldații români nu aveau bocanci. În picioare aveau opingi. Nu mai spun că la anul ar trebui să prăznuim 100 de ani de la punerea opincii pe un anumit parlament, că nu-i frumos, suntem integrați european și nu mai e cazul să spunem unde am atârnat opinca și cine a făcut-o, dar să știți că am impresia că uneori ne lipsesc opincile. Unii și-au făcut obraz din ele. Da, nu mai zic. Eu am rămas impresionat foarte... Anul acesta am citit, cu ajutorul lui Dumnezeu, foarte multe memorii de război. Multe. Ar trebui să-mi fie rău, dar nu mie. Cea mai plenară senzație pe care mi-au creat-o citirea acestor amintiri de război a fost să mă ridic dimineața în picioare și să cânt Deșteaptă-te Române. Deci a fost singura reacție pe care am putut să o am. Când ne lăudăm că i-am bătut pe nemți în izmene și în opinii, să le fie rușine politicienilor. La fel de curve erau și atunci. Exact la fel. Fițoși, dădeau din barbișoane, neutralizau, activau, erau la fel de mincinoși. Nu vă faceți griji. Ofițerii armatei române erau niște săraci, niște ratați cu ifose. Doar ea de carieră pe bune, dintre care unul era un major. Ion Antonescu, care avea să ajungă mareșal și nu avem voie să vorbim de el, trebuie să-l punem sub cutie de conserve, deși în primul război mondial a fost omul care a salvat România. El este ofițerul care a creat strategia de apărare a Moldovei. Pentru că în război nu generalii sunt mințile lucide. Și sărind dintr-una într alta, să nu te super. Am descoperit un personaj că tot e seara de Sfântul Nicolae. An de zile m-am gândit dacă ar fi să-mi aleg un personaj istoric preferat pe care ar trebui să-l aleg. Și mi-am dat seama că multă vreme am cârtit la unul dintre mitropoliții Ardealului, Nicolae Bălan, că e seara de Sfântul Nicolae. Teolog în 1907, face revista teologică, scrie, foarte activ, anti-maghiar, anti-german, deși era cunoscător de limbă germană, cu un doctorat strălucit. N-avea nicio treabă om. Se împrietenește cu doi golani la fel ca el, cu Silviu Dragomir, care avea să ajungă istoricul Transilvaniei, și cu Ion Broșu, un băiatul preotului din Dârstele Brașovului, să nu mă provocați asta, că vă țin până dimineață la ce am descoperit. La un moment dat, Nicolae Bălan primește, are următoarea intuiție. Se prinde în mod cert că dacă nu merge la Iași să ceară intervenția armatei române, pierde momentul de glorie al eliberării Transilvaniei. Îi spune lui Goldiș, pică la înțelegere cu Goldiș, care nu știa cum să o facă. Ăsta e adevărul. Că niciunul nu erau de meserie politicieni. Erau oameni luminați, dar nu erau politicieni. Bălan pleacă pe toată câmpia, urcă pe câmpia Mureșului, trece prin Bistrița și ajunge la Iași. Se întâlnește cu mareșalul Prezan, cu primul ministru, cu regele, era cu Iorga. Și ăștia toți îi spun, băi, tu degeaba ne zici nouă, trebuie făcut public mesajul de eliberare al Transilvaniei. Și nu ca o armată ocupantă a Transilvaniei, ci ca o armată eliberatoare. Și într-o sală nu mai mare decât asta. Bălan se urcă și zice de la catedra unei conferințe, Mihai Viteazu a ajuns la Alba Iulia. Armata când îl ajunge din urmă? Și atunci toți au înțeles că ăsta e mesajul public, diplomatic, al românilor din Ardeal, că Ardealul e pregătit să se lase ocupat de armata română. Bălan nu pleacă spre Alba Iulia cum își propusese, el este și cel care stabilește data de 1 decembrie, în dialogul cu ceilalți. El stabilește și să nu facem referendum, că la referendum întotdeauna adevărul pică de prost. El spune lui Goldiș ce ar trebui făcut pentru ca oamenii să fie pozitivați, motivați, să înțeleagă despre ce este vorba. În 1918 s-au strâns 100.000 de oameni mergând la Alba Iulia, dar au fost 100.000 de oameni în sate, apărând satele, protejând tot ce câștigaseră. Bălan pleacă de la Iași, merge la Giurgiu, vorbește cu generalul Bertlo. Stă mult acolo. Bertlo preia toată funcția militară de organizare a ocupării prin armata teritoriului.
Bălan dă să plece la Alba Iulia și se strică avionul cu care trebuia să zboare. Și ajunge târziu. În 1 decembrie, noaptea, ajunge la Alba Iulia și martorii spun că a îngenunchiat în fața casinei române și după ce a îngenunchiat acolo și a făcut cruce mare și a zis s-a izbândit. Celălalt Broșu, mare figură de altfel, avea să creeze poate cea mai frumoasă imagine necunoscută a diplomatului român pentru munca lui în perioada aceea, avea să fie primul ambasador plenipotențial al României la Paris. Scriu la viața omului ăsta de un an de zile și nu încetez să mă minunez cum poate Dumnezeu să pună atâta deșteptăciune în mintea unui om. Bărbat, că la femeie e mai simplu. Deci de o inteligență ieșită din comun, de o intuiție politică pe care n-a avut-o nimeni în Ardeal și de o capacitate de organizare fantastică. Moare relativ tânăr. În 1943 moare, înainte de venirea comuniștilor, oricum l-ar fi executat, clar. Printre multele acuze care îi se puteau face, erau faptul că a restabilit după 1918 relațiile cu Franța, cu Germania, cu Serbia și că a organizat, la un moment dat, a făcut parte din echipa care a organizat transferul tezaurului polonez pe teritoriul României. Pe că românii nu erau hoții Europei, ci eram singura populație, singurul popor pe seama căruia a putut trece un tezaur de 4 ori mai mare decât tezaurul cunoscut, fără să fie furat niciun cap de ață. Oameni care au ieșit la iveală anul acesta. Opincile astea care le-am tot ascuns sub preș, scoțând în față tot oamenii cu papion, cu fustițe și cu mânecuțe, crezând că masonii, că politicienii au făcut unirea. Am auzit chiar la un moment dat că numai o anumită biserică a făcut unirea și le-am spus și lor, atenție, unirea a făcut-o poporul. E ceea ce nu simte nimeni astăzi în țară și din nefericire, ruperea asta între popor și conducători nu se simte de ieri de azi, la toate nivelurile e așa. Și n-au înțeles nimeni cât de important este ca din când în când să ascult și ce zic ei. Să nu crezi că ai dreptate întotdeauna și să fii un fel de elitism, așa, care plonjează din când în când în mijlocul poporului pentru a-i îndrepta. Ei, săptămâna trecută a fost publicat la... săptămâna trecută a fost publicat la Brașov un document, la Sibiu, un manuscris al lui Ioan Lupaș, altă figură remarcabilă a Unirii, profesor, protopop de săliște. El amintește că undeva pe tren se întâlnește cu un tânăr soldat român din armata austro-ungară care purta pe brasar, pe braț, tricolorul. De acolo s-a luat în decembrie 89, militarii am purtat tricolorul pe mână, în amintirea, noi nici nu știam atunci, în amintirea soldaților români din armata austro-ungară care începând cu noiembrie, vorba aceea, vin de la Viena, de la întâlnire și ne spunea ieri cineva că fără Iuliu Maniu și fără voluntarii din armata austro-ungară români, Viena era făcută praf. Ei au asigurat câtva timp ordinea, disciplina și menținerea Vienei, care era capitala Imperiului celui mai urât în vremea aceea. Ei, la un moment dat, îl întreabă pe tânărul militar, zice, și acum ce facem? Zice, domnule dragă, zice, dacă e frumos, zice, e nuntă mare, domnule. Nu mare e domnul Brăteanu, dar nuntașii suntem noi. Adică, sigur că au fost nuni la nunta asta, dar nuntașii au fost poporul. Așa că n-ar fi rău să ne purtăm o pincină. Că de la ciocate ni s-a tras totul. Dragilor, între timp am trimis doi voluntari, doi tineri nexis de la noi din Paruie, care să împartă niște foi și niște pixuri în ideea în care ar fi întrebări, dacă aveți întrebări pentru părintele. Desigur, pe de altă parte avem și microfon, cred că de-aia vreau atunci să-l verific dacă nu funcționează sau nu. Lasă, așa. Dar nu prea, nu merge. Așa, slavă se poate, văzând că totuși nu e o aulă atât de mare, ne putem face auziți dacă sunt dintre dumneavoastră care doresc să adreseze întrebări în mod direct. Dacă nu, scrieți și pe foaie, pe bilețele și să le trimiteți cât mai repede ca să ajungă aici. Pentru a dacă între timp s-au adunat ceva întrebări, așa, o să vă rog să le aduceți. Sau dacă dintre dumneavoastră aveți întrebări și doriți să le transmiteți direct. Nu toți odată vă rugăm, pe rând. Vin. Extragerea Loto din seara de 5 decembrie. Unde vedeți ortodoxia în Italia peste 50 de ani? Cel mai probabil în copiii copiilor dumneavoastră. Nu vă pierde, v-am văzut, sunteți disperați, că
vă trăiesc copii în școala italiană, unde ia dracu, de parcă acasă nu ia dracu. Fiți cuminți. Ortodoxia este unde îngăduie Dumnezeu să fie. Nu vă disperați de pomană și nu hiperbolizați. Toată Europa este într-o criză morală masivă. Regarde vecinii francezi, care de câteva zile și-au luat vestele pe ei și propun nimic. Propun anarhie. Să țineți minte, Europa nu va rezista. Dacă o ținem în ritmul ăsta, ne vom sparge. Ortodoxia va rămâne în cei care vor asuma pe Hristos la modul cât se poate de viu. Cine ar fi bănuit vreodată că din generațiile noastre sparte în cap de comuniști o să iasă popii ăștia guralivi care suntem? Că generația noastră, nu, părinte? Generația noastră n-avea nicio șansă, de fapt, să ajungă preot. Dacă te gândești bine, eu eram antrenat să fiu secretar de partid, mă puseseră să semnez cu securitatea, mă amenințaseră suficient, mă băgaseră și mă scoseseră de câteva ori. Eram suficient de manipulabil și dintr-o dată am descoperit că există ceva deasupra ideologiei care se încrâncenase împotriva noastră. Dacă tinerii din parohii, din viețile dumneavoastră, copiii, vor simți libertatea de a gândi numele Lui Hristos, suntem salvați. Dacă îți vei transforma niște pliculețe de ceai aruncate din când în când în biserică să dea culoare vieții pastorale, am pierdut tot. Ei trebuie luați în serios de mici, nu foarte în serios, că ei se iau foarte în serios după aceea, lăsați să miște liber și să gândească, învățați-i să gândească, uneori chiar împotriva bisericii. De exemplu, pentru mine, referendumul nu este un eșec, este un monument al libertății de gândire a tinerilor din biserică. Bun. Asta, odată în plus, arată că cei care au vorbit împotriva bisericii, a ideii că popii spală pe cap oamenii, de unde ta șampon la pop, că ăștia nici ei nu sunt spălați săraci totdeauna. Dar cei care ne-au acuzat că spălăm populația României pe cap, să ia aminte, și în cazul colectiv, și în cazul referendum, tineri care altfel merg la biserică și gândesc multe lucruri legate de biserică, ne-au înjurat de ne-au spart. Semn că sunt liberi. N-ai cum să te superi pe ei. Sunt liberi, nu spun cum, dar sunt liberi. Că i-au prostit ceilalți, iată mâncare de pește. Asta e deja problema lor, nu mai e problema mea. E problema lor. Eu am constatat că avem oameni mai liberi în pușcărie în România decât în spațiul Facebook-ului. N-am să-i cât trăiesc eu, m-am dus să dăm premiile de sfârșit de an la Gherla, la școala specială din pușcărie. Nu vă spun că profesoara de religie săracă era o mână de cochil, așa? O, erau tătică, 4x4 acolo, să te întâlnești noaptea cu ei, nașpa rău. Și când am ajuns acolo, s-au dat premiile și am ajuns la clasa întâia. Și un nene, 60 și ceva de ani, avea pupa diploma de clasa întâia. Și zice, ce faci, nene? Că unde-i mama să mă vadă că am învățat să scriu? Da, ăla era un om liber. Ăla mai avea de ce să se bucure. Uitați-vă la neîmplinirea celor care au criticat biserica. Mă uit la oameni din studiouri, că acum mai nou, media este Dumnezeul națiunii române. Și mă uit la ei, niște nefericiți, domne, din frustrările lor aruncă cu rahat în noi. Și nu cu de la turcesc, să ne înțelegem. Își fac din minciună cea mai de preț și cea mai amplă modalitate de a manipula, se simt bine făcând asta. N-au niciun fel de bucurie, de fapt. Toate frustrările lor particulare le-au mutat în spațiu public și cred că așa suntem toți. Am și zis odată public, vă rugăm frumos să ne iertați că suntem unii care chiar ne iubim nevasta și suntem bucuroși că avem copii. Că nu ne-am ratat făcând copii cum s-au ratat părinții unora dintre voi. Pe bune, adică chiar e ok. Da, e o răutate ce zic acum. Deci ortodoxia va fi acolo unde Dumnezeu o va îngădui să fie. Chiar mă gândeam acum la parohia din Ravena, nu? Unde ortodoxii au ocupat spațiul arienilor, cum s-ar zice. Cine s-ar fi gândit în vremea arienilor că vreodată vor ocupa ortodoxii biserica după ce au trecut peste ei multiple alte forme de manifestare de creștinism? Chiar credeți că bunica mea, când s-a zis tatăl nostru la televizor, a început să plângă. Zic, ce faci, bă? De ce plângi? Și tu îți dai seama, eu n-am crezut că mai aud public vreodată tatăl nostru. Facem parte dintr-un popor reconstituit. Să sperăm că merge și la nivelul Italiei. Eu sunt convins că munciți foarte mult. Nu vă vedeți din afară și poate că asta e bine, că nu vă luați în cap. Dar e fain. Din afară se vede foarte bine ce faceți. Nu din știri.
ci din modul de a fi, din modul de a vă bucura unii de alții, din modul de a vă bea apa minerală după liturghie împreună. Nu-i lucru puțin, pe bune. Povestea aseară o doamnă de la Viena cum a pregătit pentru Ziua Națională a României 2600 de sarmale. Că statul român doarme pe el. Dacă te uiți la consul și ambasadori, avem o problemă reală. Reprezentativitatea României peste hotare este dată de românii de peste hotare. Jumătate din colegi, pe bune, vă invidiază. Chiar dacă nu înțeleg de ce mergeți duminica la biserică, că iau un Dumnezeu care a murit, mi-e teamă, vă invidiază, clar. Imaginea cea mai grea pe care am văzut-o în Occident a fost în Anglia, la un moment dat, într-un oraș. Dimineața, împreună cu părintele din oraș, cu doamnă și cu copiii, am plecat să vizităm un loc foarte fain. Și pe drum, într-o parte alerga o doamnă, o tânără englezoaică. Își făcea alergarea de dimineață. Cu pulsometru, cu manometru, cu pasometru, cu talpometru, cu... Pe partea ailaltă veneau două doamne musulmane cu 21 de copii. I-am numărat pe bune. Luau colțul să meargă la moschee. Fet la diferență. Asta e diferența. N-avem ce. Unde să o întoarcem? Rămâne să stabilim un echilibru în altă parte. Care sunt dușmanii văzuți? Cei nevăzuți, îi știm, sunt diavolii. Nu-i știm pe aia nevăzuți. Să nici nu vreți să-i vedeți vreodată. Mă refer la dușmanii văzuți și nevăzuți din rugăciune. Să știți că noi suntem principalul nostru dușman. Ne punem în genunchi și tocmai atunci ne bipăie un messengerul și ne transmite un mesaj de la careva. Ne rugăm, dar ne gândim cum o să postăm pe Facebook un gând care tocmai ne-a venit. Dacă am munci cum ne rugăm, ar fi vai de capul nostru. Suntem foarte serioși la muncă, asta ne salvează încă. Asta ne salvează, dar gândiți-vă numai atât, dacă ați munci cum vă rugați, vorba cântărețului britanic, ales bules. Dacă n-ar mai rămâne nimic din ceea ce facem. Încercați să transferați seriozitate multă în rugăciune. Rugăciunea e o chestiune de muncă, de înhămare la muncă, pe bune. Se muncește cu inima ta, cu sufletul tău, cu trupul tău, cu cugetul tău, cu modul de a articula cuvintele. Și nu vă lăsați furați, că să știți că la un moment dat e ca la înjurătură. Știi, când ți-ai dat cu ciocanul în deget, nu te-a pus să faci acolo istoria limbii române. Zici scurt și pleci. Așa e și cu rugăciunea, când pe sufletul tău este o amenințare de moarte. Pentru că noi nu suntem conștienți, dar fiecare păcat ne apropie de moarte. Când e amenințat de moarte, dacă stăm și o lălăim și că scuzele a zis, scuzele înseamnă le luăm cu cuvinte foarte multe. Când vrem să ne cer, când conștientizăm că suntem tâmpiți, inventăm un vocabular al tâmpitului. Eu, de fapt, n-am nicio problemă, dar sunt într-un mediu care întotdeauna m-a făcut să alune către această parte pătimașă a etosului uman. De aia avem parlament, printre altele. Mă rog, nu știu dacă mai avem, dar avem. În general, trebuie să avem. Gândiți-vă scurt și la obiect. Lucrurile care se petrec în viața dumneavoastră pot fi îndreptate prin acțiuni foarte rapide. Când zboară vulturul să-ți mănânce găinile, nu te duci să scrii istoria harbaletei. Iei harbaleta și tragi. Învățați să fiți mai rapizi în a gândi în favoarea dumneavoastră. Și să știți că Dumnezeu ne ține partea. Nu e o acritură. Noi nu avem un Dumnezeu, o acritură de Dumnezeu. Am un Dumnezeu simpatic, chiar de treabă. Vede că suntem tântălăi, ne lasă. Cred că la jumătate dintre noi Hristos îi dă așa să zic. Hai, nu, du-te, fă. Ce să fac, părinte, că nu reușesc să-mi fac o relație de familie. Nu reușesc să găsesc pe cineva care să-mi placă, să mă îndrăgostesc. Slavă Domnului! Mai odihniți un pic! Să știți că singurătatea poate fi folosită în favoarea noastră. Cum vă explicat că toți ăștia măritați și însurați, mă rog, ăstea măritate și ăștia însurați până n-o să fim mixt, vrem toți câte o clipă de liniște pe zi. Un spațiu al nostru de adunare. Pentru asta, doamnele, merg la coafor. Da. Oricât de mult n-ați vrea să recunoașteți, pentru asta v-ați dori să stați un pic mai mult la coafor. Să aveți câteva clipe de liniște. Dumneavoastră cu propria feminitate. De-aia nu-i bine să vină soacra peste femeia care abia a născut. Să o lase să-și cultive intimitatea cu propriul copil. Nu
Copilul abia născut nu trebuie să miroase nici a mama mamei, nici a soacra mamei. A sarmale boțâtă și a orez. Da? El trebuie să o simtă pe mamă. Nimeni nu trebuie să interfereze cu... Așa și cu rugăciunea noastră, cu viața noastră. Dar nu fiți triști când nu vă iese. Fiți bucuroși. V-am zis, mai aveți o clipă de liniște. Știu că e greu. Și că uneori patimile sunt mai mari decât bucuriile. Dar în aceeași măsură știu și că Dumnezeu nu e împotriva unei singurătăți care să rodească. Copiii trebuie să aibă un program de rugăciune de la vârste... Da, da, deci cu carnet de notă. Alo! Aduceți-vă aminte ce tâmpiți erați când erați mici. Nu mai faceți din copii poligon de sfințenie, că nu iese pe bune. Lăsați copiii să respire. Sigur, carnețel de notice, prezența, Ionică, prezent, zi Tatăl nostru. Basilica, sunt pe vegeu, zi Împărate Ceresc. Terminați cu copilăriile. Ăsta sigur că merg în armata chineză și în Coreea de Nord, dar la rugăciune, niema pistolet. Fiți cu minți. De ce credeți că uneori copiii crescuți cu credință se îndepărtează de biserică? Păi nu sunt crescuți cu credință. Sunt crescuți cu disciplina de partid. Sunt ideologizați, nu crescuți în Hristos. Un copil crescut în Hristos alivează Domnul după Hristos. Nu mai poate după Hristos. Dar unul, Hristos nu-i pizza. Mânci odată pizza, mânci de două ori pizza, mânci de trei ori pizza, dar la unul alții să ia. Și zici, bă, o sarma! Vine Jesus. Da? Deci în contextul în care toată lumea din jur ideologizează. La școală toată lumea îi bate la cap. Acasă, mama. Tata din când în când că îl bate. Pe drum. Toată lumea din jur emite ideologie. Tot ce vedeți, citeam azi de dimineață în gazeta asta de Udine, reacția populației din zonă la implementarea proiectului de educație gender din școală. Oameni sănătoși, la cap, totuși. La noi nu. La noi luăm piramidoane și ne uităm la televizor. Și în momentul în care există reacția asta la copil, el este peste tot tocat ideologic. Poartă tricouri ca toți ceilalți. Roz bonbon cu Pikachu, nu mai e, că asta era la generația copilor mei. Dar tot timpul s-a creat, nu, se îmbracă la fel ca ceilalți, trebuie să aibă iPhone ca ceilalți, stilou ca ceilalți, penarul ca ceilalți. Totul e în jurul lor ideologie. Măcar Dumnezeule Mare, Hristos să nu fie membru de partid. Trebuie eliberat tocmai de frica asta. Știu că vă doriți să stați mai mult în biserică, dar să știți că uneori copiii sunt mai importanți decât prezența la biserică. Ferească Dumnezeu să vă pierdeți copiii, puteți să fluierați apagubă în toate liturghiile. Și terminați cu fițele. N-au cum să fie mai bun ca dumneavoastră. Copiii sunt suma tâmpeniei din capul nostru. Eu cu ea. O fuțim noi. Da, dar noi ne rugăm. Da, serios? Ce cerem pentru copiii noștri? Să fie deștepți, să iau un loc bun de muncă, să aibă bănuțul acolo. Prima cerere pentru copiii să rămână sănătoși. Vă spun eu. Și când credeți că nu e important asta, luați-i de mână și treceți cu ei printr-un spital de copii să vedeți. Nu e nevoie că cam toți să avem copii din când în când bolnavi. Vă rog eu mult, terminați cu prostiile. Și nu vă înfundați în biserică, că nu folosește nimănui. De exemplu, eu m-aș aștepta, eu tot râd pe tema asta, o luați în serios, da? Deci eu râd, dar vorbesc serios. Aud câte o doamnă din Sfânta Biserică, la o vârstă, adevărul e că poți să fii nărod la orice vârstă. Neatent la orice vârstă. Cum încerc să comenteze că, vai cum piuie copiii ăștia în biserică, la părinte nu se mai poate, am eu la noi la catedrală, câteva așa, un grup. Și azi, doamnă, există o singură soluție. Pentru ca mama care are dreptul de a sta în liturghie să se odihnească, dumneavoastră care oricum veniți luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică, luni, marți, miercuri, joi, luați domnule copilul ăla și stați cu el o zi. Să aibă și femeia o zi să se odihnească. Organizați-vă, zic între voi, ca să aibă și femeia timp să facă duș o oră, domnule. Poate vrea să stea sub duș. De ce nu înțelegem lucrurile astea? Pentru că l-am transformat pe Hristos într-un obiect, nu într-un subiect al credinței noastre. Iar copiii, să știți că asta și amendează. Fițele noastre, alele noastre de mari credincioși, cruce mare, așa că dracu-i bătrân, da, da. Noi suntem mai bătrâni decât dracu câteodată. Eliberați un pic de noxele astea, ajutați-i să vadă și întotdeauna ascundeți în spatele liturghiei altceva.
Mergem la liturghie, după aceea bem o cafea. Un suc. Un fresh. Mergem acolo, dar ne plimbăm și dincolo. Poate își dorește copilul și să vadă duminică dimineața un film. Na, lăsați-l să vadă un film. Nu cade nimic, vă spun eu. Mai ales ne veți recupera un copil care din când în când evadează din biserică decât un copil care se simte arestat în biserică. Vă dau scris. Vă dau scris. Eu știu ce greu mi-e mie duminică dimineața să mă trezesc după o săptămână de muncă. Trag de mine, mi-aduc toate argumentele canonice să mă ridic, să mă îmbrac și să mă duc la biserică. Uneori nici pe mine n-aș vrea să mă văd duminică dimineața. Ce ne tot mințim atât? Nu suntem roboți niciunii dintre noi. Nu avem niște baterii pentru liturghie. Boarding pass. Nu merge. Uneori nu merge, pe bune. Nu vi s-a întâmplat să ziceți ce preotul Domnului să ne rugăm? Mulți toți în biserică. Doamne, miluiește acolo, un cântăreț. Da, serios. Am stat de vorbă cu învățătoarele și le povesteam că sunt singura rasă profesională din România, sigur că aici e un pic altfel, al căror loc nu vrea să-l ia nimeni dimineața. Azi toată lumea aleargă la școală și înfundă copiii acolo să fugă la servici. Și ele stau cu progeniturile noastre, înghit mirosul lor de somn, și nu doar de somn, necheful lor, frecatul lor la ochi, de care noi fugim toată săptămâna și îl pasăm lor. Și face ce părinți buni suntem, că am ales o școală bună, plătim bine. Aha. Îi înfundăm în școli în care plătim mult, că nu suntem capabili de fapt să le dăruim nimic altceva. Nu prin daruri se echilibrează, prin ceva material se echilibrează sufletul unui copil. Nu faceți asta că moare copil. Deci dacă aveți probleme mai cu seamă cu adolescenții, că bănesc că ăștia vă ard pe suflet, aduceți-vă aminte unde ați greșit și reconfigurați. Nu-i niciodată prea târziu. Niciodată nu-i prea târziu. Uneori în timp întâlnim persoane care am dorit să le dăruim prezența și iubirea noastră. Dar nu mereu suntem înțeleși sau primiți sau acceptați. Cum să gestionăm eventuala rană de a nu fi doriți în viața celuilalt? Păi ne retragem în cochilie și stăm cu minți. Nu există forțare în iubire. Sunt lucruri pe care nu le putem forța. Era la Doamna și Vagabondul, în desenele animate era un citat în care spunea că două lucruri nu pot fi câștigate în viață cu bani. Zâmbetul unui copil și datul din coada al unui câine. Să vă ferească Dumnezeu de clipa în care vă plac toți oamenii. Aveți un defect. Când vă plac toți oamenii, aveți un defect. Tot se identifică cu defectul din noi. Eu uneori să știți că sunt foarte mândru când mă înjură, mai ales aia care mă înjură. Sunt onorat pentru că sunt medaliile mele de luptă. La extrema cealaltă sunt strângere de mână ale oamenilor. Să ajungi în capătul lumii și să te poți îmbrățișa cu oameni care te recunosc și îți mulțumesc, e cel mai mare dar pe care l-ai ca om. Sigur că pe stradă, în fața casei, te poate călca mașina, din întâmplare. Dar merită. Încercați să nu forțați. În iubire nu se forțează niciodată. Noi, părinții, cum să ne comportăm cu adolescenții care le știu pe toate și nu dau ascultare și dacă este corect să-i obligăm să vină chiar la biserică? Am răspuns la asta. Să vă spun, eu am învățat, eu am făcut, în ciuda faptului că sunt total antitalent mecanic, știți că sub vechiul regim comunist făceam atelier. Mă lucram la pilă până făceam tot felul de lucruri, de bavuram până. Și mi-a învățat maestrul nostru că ne-a zis că niciodată nu poți să bați cu pila ca și cu ciocanul și să îndrești ce a stricat pila cu ciocanul. Și a avut dreptate. Nu fiți mai finuți un pic. Nu le știm nici noi pe toate. Dacă veniți de la ideea că noi le știm pe toate și ce zicem noi sigur e bine, sunteți chiar pe o cale greșită. E boală de conducători asta. Nu suntem șefii părinților noștri. Uneori suntem chiar mai slăbuți ca ei. Eu sunt încântat când copiii mei îmi dau lecții. Îi onghit, mă enervez pe mine, uneori și pe ei. Dar onghit, e corect. Așa e corect. În viață creștem unii din alții. E bine să lucrăm, să aducem mai mult acasă, chiar dacă asta se cere să fim puțin prezenți în familia noastră. Și acel ce fac bine, trăiesc cu noi. E bine să lucrăm azi, că mâine să dăm zilnic o găină. Să vă zic,
Asta cu munca în exces dăunează grav sănătății, în primul rând. A făcut un calcul pe diaspora, pornind din Norvegia până în sud, în Spania, și să știți, cele mai grave accidente de muncă se petrec de la oboseală și exces de muncă. E drept că de la somn n-a câștigat nimeni. Dar, vedeți la plante, dacă torne apă tot timpul pe ele, putrese, se neacă. Nu vă necați în muncă, nu merită. Nu merită deloc, să știți. Până la urmă, a da o sulă ăla de 20 de euro, eu tot râd cu taximetriști, ăștia sunt cei mai simpatici dintre oameni. Mergeam într-o zi, aveam un prieten bun și ăsta, duminică de duminică, lucra. Și a zis, bă, Gică, ia fă tu calculul. Ce câștigi tu duminică? Nu schimbi piesele în timpul săptămânii? Ba da. Nu ți s-a întâmplat duminică să iei prost cotitura? Ba da. Să vină unul să stragă țapă? Ba da. Să facă pipilică un bețipă? Ba da. Și atunci, de ce nu te odihnești, bă, dacă Dumnezeu s-a odihnit într-a șaptea zi? Tu de ce crezi că ești mai tare ca Dumnezeu? Și nu m-am gândit niciodată. Bine, nu gândea prea des, da. Și a zis, hai să vedem, dacă te odihnești duminica, este mai urât? Și nu i-am zis să nu lucreze duminica deloc, dar măcar duminica dimineața, cât, cum ziceau bătrânii, până bat clopotele să șez cu minte. Vine nevastă sa, ca o simpatică de femeie basarabean. Păi, părinte, nu știu ce ai zis la asta, dar măcar acum nu mai merge pustală pe stităt, auzi? Măi, dintr-o dată i-am văzut cum cresc. Sunt lucruri în viață în care trebuie să te oprești ca să poți să crești. E ca la citit. Eu aș citi toată ziua, serios, am o problemă cu asta. E o dependență ciudată. Nu vă spun ce grăm e mie pe drum când vin așa pe drumuri lungi. Na, vin aici, colea. 6 cu 2, 9 ore de mașină aia. Pe autostradă e o plăcere. Noroc cu autogrilurile astea. Fai, ce a binecuvântat Dumnezeu Italia cu autogrilurile astea. Și mă uit că mie mi-e foarte greu să renunț la asta, dar în aceeași măsură îmi dau seama că atunci când stau la capul bolnavului, când mângâi mama care a ratat nașterea unui copil, când pot lupta de partea lui Dumnezeu într-o acțiune, mă simt mult mai bine. Obsesiile mele, dacă ceea ce face devine obsesie, nu mai e bucuria vieții noastre. Nici iubirile obsesive nu sunt bucurii. Când cineva te ciocăne ca Udi Udpecășov, aia e cea mai proastă misionară din biserică. Femeia ciocănitoare sau bărbatul ciocănitor. Gata, ai ratat tot. La preoți e boală grea asta. Preoții trebuie să-și lege ciocul așa cu un pic de leucoplaz din când în când. Să vadă și partea bună a vieților oamenilor. Și eu am zis acum, am citit la Părintele Galeriu, am găsit o frază. Stai că o citesc să nu zic prostii. Au zis ce zice Galeriu, că noi preoții ar trebui să fim vrednici de popor. Sună nașpa. Dar să știți că e ok. Cum să fac că mama soacră s-a supărat pe mine din cauza copilului meu, nepotul ei, că nu a trecut pe la ea când a fost ultima dată în România 4 zile? Îi trece. Astea sunt așa infantilisme de om bătrân, care săraca probabil că e singură și își macină zilele așteptând. Puneți-vă un pic în pielea ei, nu fiți supărată pe ea. Cum? Toate soacrele se supără, ușor mai puțin a mea. Da. Nu, problema noastră gravă este că prea mult ținem cont de părerea celorlalți. Haideți să vă dau un exemplu. Când s-a născut fiul meu, sau când a fost născut fiul meu, că nu s-a născut singur, dacă puneai Pampers la copii, era dramă națională. Păi, o să fie crăcănat! O să facă pe el! Atât puteau ele, atât... Băi, ce bodogănel mi-am auzit. Oameni în toată firea. Fiți cuminți, fiecare generație are targetul ei, dar niciodată, nicio situație, nu trebuie să o țineți de fraier acasă și de om de second hand. Deci dacă reușiți să faceți asta cu curtoazie și cu bucurie, repet, nu știu cum e, pentru că la mine relația mea cu soacra mea, pe bună, nu-i nicio glumă, e admirabilă și... Simt că și ea și mama mi-au împlinit preoția. Preoția noastră se trage din feminitatea mamelor, soțiilor și fetelor noastre, să știți. Preoții sunt buni dacă au o soție corect, așezată, copii care să-i bucure, dacă au o fată crescută bine și să-i sprijine din spate, feminitatea sprijină preoția. De-aia suntem singurii bărbați care poartă legal rochii. Da? Vreau să înțelegeți mecanismul ăsta de gândire. Adică e nevoie de suavitatea asta. Noi suntem fragili toți. Toți avem... Știți că era cântecul ăla popular chinez? Hai să ne avem ca frați, toți suntem puțin luați.
Da? Avem fiecare colivia noastră. Nu-i cultivați orgolile când nu e cazul, dar când sunt lucruri de bun simț, eu zic că e ok. Datorită timpului puțin, rugăciune de dimineață și seara devin făcute mecanic. Cum pot să schimb? Nu vă mai rugați dimineața și seara. Serios. Rugați-vă mai de dimineață și mai spre seară. Mutați ora de rugăciune. Treziți-vă cu 5 minute mai devreme. Când vă spălați pe dinți, spuneți: Doamne Iisuse Hristoase, îmi mulțumesc că m-ai făcut perfect cu dinții. Că în timp ce ăștia se dau marca, au inventat un aparat de fotografia cu 56 de pixeli, tu care ai făcut unul de 246.000 de pixeli, ochiul, nu te lauzi. Și lasă să creadă că ei sunt mai deștepți ca tine. Da? Îți mulțumesc că te smerești, Doamne. Și ascult rugăciunea prostului. Da? Și ușurel, luați-o ușurel, v-am zis, nu vă grăbiți. După aceea aici una... Cum să facem să mergem în Împărăția lui Dumnezeu cu inima cât mai curată? Păi, aici sunt două personalități, domnul Mihai Constantin și Luca, domnul Luca mi-au pus întrebarea. La copii nu e o problemă, cu ăștia mai bătrâni, că noi nu ne găsim inima. Noi am putea avea inimă curată dacă ne-am găsit inima. Dar noi ne pierdem inima. Ia uitați-vă bine că în loc de cord, facem card. Când cardul e mai important decât cordul, caput gemacht. Suntem terminați. Alfine, aveam noi acolo remembranțe, da? La sfârșit, va conta, vă spun eu, am avut sute de întâlniri cu muribunzi. Într-o vreme mi se luase. Dar una dintre ele mi-a rămas pe inimă atât de adânc, două, vă povestesc două, chiar dacă e târziu, mai stăm un pic. Mâine e liturghie, dar ne iartă Sfântul Nicolae. La un moment dat, prima mea spovedanie într-un spital. Mă cheamă o doamnă la soțul ei. Eu citisem despre el că fusese mare băiat care se ocupa cu securizarea geamurilor. Și am zis: Doamnă, sunteți sigură că ăsta vrea să se spovedească? Da, părinte, haideți! Tânăr și prost. Deci eu n-am auzit în toată armata mea de un an toți ofițerii cu militari înjurând cât m-a înjurat omul ăla. O oră, două, trei, am transpirat. N-am mișcat, l-am lăsat pe ăla, m-a făcut nu troacă de porci, mama troacelor de porci. Când a terminat, era obosit, îi scăzuse, creștea tensiunea, era bolnav, chiar era bolnav. Acum ați terminat? Dacă aici că da. Și a zis: bun, binecuvântat este Dumnezeul nostru, tot așa. A făcut rugăciune de dezlegare, asta se leșine. Am și rămas prieteni foarte apropiați. Dar asta era pentru că eu am văzut dincolo de înjurături în ce dramă era el ca om. La extrema cealaltă m-am dus să împărtășesc, să spovedesc pentru ultimile dăți, inițial pentru ultima dată, dar ne-am mai văzut de câteva ori, pe domnul Ion. Domnul Ion lucrase la o secție la noi acolo, la Sibiu, de acele de siguranță, la, nu de acele de siguranță, de siguranța aceea care se pune în capătul roții ca să nu iasă afară, să nu sară. Inel de siguranță. Și eram așa de impresionat de el, am povestit o zi, două, trei, înainte că o zi de a muri, mă cheamă, se spovedește, l-am împărtășit, iar ce părinte zice: eu mâine mor. Nea Ioane, să fii sănătos, să-ți ajute Maica Domnului, să te vezi cu ea. Eram liniștiți amândoi, se liniștise foarte tare. Ce părinte, îți mulțumesc că ai fost inelul meu de siguranță. Nu i-a ieșit droata fricii din el. Eu am constatat că nu ne e frică de moarte, să știți. Nu e frică de înviere. Cu moarte o mai dăm, oricum nu știm. Dar cu învierea, nasol moment. Și atunci vreau să înțelegeți, bine că mă întreabă niște copii asta, dar vreau să vă păstrați curățenia ale inimii încercând să nu transformați din cord în card. Bine? Cum să reușim să avem pofte mai mici în această lume mereu în evoluție și plină de ispite? Păi, puteți să luptați necontenit cu poftele dacă nu reușiți să luptați cu cea mai de nenorocită poftă care ne calcă în picioare. Orgoliul. Un om care nu-i mândru învinge orice fel de ispită. Pentru că știe limitele, se prinde că a greșit și o ia de la capăt și reconfigurează. Noi când mâncăm, nu mâncăm că ne e foame sau că suntem păcătoși la mâncat, ci din mândrie. Să arătăm cât putem. Cât putem, atât și scoatem. Tragem apa și plecăm. Marea mândrie. Uitați-vă la asta, ce mândri sunt ei că au făcut nu știu ce. Bun, bravo! Și
Zice, atât de frumos Sfântul Vasile cel Mare, zice, în drum spre biserică, pe mine m-a impresionat cuvânt într-o duminică, la o duminică, este aceasta a săracului, Lazar. Ce în drum spre biserică, poate că ați văzut casele multora, mari, excepționale, și grădinile lor, nemaipomenite. Ani de zile treceați pe lângă ele și le invidiați. Murind stăpânii, ele nu mai folosesc nimănui. Dacă vreți cu adevărat să aveți rod în cer și casă în cer, dăruiți tot, pentru ca nimeni să nu fie invidios pe lucrurile pe care le aveți. Nu. Nimeni nu e invidios când mănânci mult. Doar dacă e un tântelău ca tine, zic, băi, cu smititeie, e bogat în tine, vreau și eu mai mult de atâta. Campionatul național de mâncare, bine, asta e numai la alegeri. După, nu ne mai dă nimeni mititei. Nu știu dacă ați auzit, cea mai cretină poantă de la catedrală n-a fost legată de nimic. Au fost multe prostii spuse, dar una a fost penibilă de-a dreptul. Că și-a chemat biserica votanții cu mititei și cu bere la sfințire. Și am zis, bă, dacă zici că e tâmpit, e prea puțin. Și atunci mai bine taci. Că n-ai cuvânt să-i poți echivala prostia. Și taci. Să dea Dumnezeu numai mititei și bere. Din ăștia se moară ușor. Că soarta României, soluții pentru pacea și liniștea țării noastre. Păi, dacă fiecare ne suflecăm mânecile, soarta României se joacă și aici, în aceeași măsură, ca să stați liniște. Sunteți România. Îmi pare rău să vă anunț, dar sunteți România. Ăștia chiar vă urmăresc penal imediat dacă nu dați țechinul acolo la toarșul ăsta care, la fantele ăsta de obor care crede că știe economie. Avem toți habarniștii care inventează câte ceva. Zici că se pun bine cu câte un șef de ăsta. Șef, hai să mai dăm o lege tâmpită. Să schimbi de 147 de ori legile fiscale într-o țară într-un an e semn de patologie. Ești bolnav mental. Nu ești ministru, ești directorul unui spital de nebun. Să ne înțelegem bine. Orice fiscalitate în lume stă pe principiul neschimbării ei, tocmai pentru că omul să înțeleagă ce are de făcut. Dar toate guvernele Europei sunt date peste cap. Stați liniștiți. Noi nu suntem decât o parte din biela manivelă care merge spre est cu știrea, dar spre ceilalți. Gândiți-vă ce o să fie darul cel mare al Brexitului pentru britanici. Alea-le-o. Să vedeți sarmale și mititei ce dau ăștia la alegeri acum. Nu vă pierdeți cu firea. Fiecare va trebui să facem ce avem de făcut în spațiul în care ne-a îngăduit Dumnezeu să fim. Fiți niște profesioniști. Dumnezeu nostru e un Dumnezeu profesionist. Știe ce are de făcut. Întrebați-l, puneți-vă casca și dați-l de înainte. Cum să ne comportăm cu copiii mai rebeli din fire, fără a îndepărta de cele sfinte? Am povestit-o, dar să știți că aș reveni un pic și v-aș spune, e mai fericită rebeliunea lor decât cumințenia noastră fără conținut. Să țineți minte. Le-am spus acum de curând în țară, bine, mi-am făcut câțiva prieteni noi. Le-am spus că ăștia care ne-au înjurat că suntem pupători de moaște. Le-am zis, bă, mai bine pupăm moaștele decât ciolanele politicienilor. Ușurel. Ușurel. Un copil iubește biserica dacă o înțelege. E o relație de nuntă, de părtășie, de prietenie. Nu înțelege? Nu, cum să iubești ceva ce nu înțelege? Mai era și aia, când eram noi mici, atașcă, stai popa limba. Și pe se mirau bunicile, de ce nu deschid copiii gura la împărtășit? Păi de aia nu deschid gura la... Vine popa cu ceva de metal și se apropie de limba ta. Ce să înțelegi tu, copil fiind? Îi taie popa limba, clar. Cum ar trebui să ne comportăm când soacra este botezată la baptiști? Să vă rugați pentru ea. Să vă rugați mai mult pentru ea. Nu faptul că e baptist o face o soacră dificilă, vă spun eu. Cum putem învinge frica de a ne ruga cât mai mult noaptea? Nu e cazul. Hristos nu e un zombi. Ai miezul nopții, am venit să-ți ascult rugăciunea, spune. Aba, acum m-am eliberat de grijile zilei. Hristos e ocupat tot timpul. Știți că atunci când e noapte pe o parte de lume, e zâmba aia altă. Lucrează pe amândouă schimburile, săracul. Nu-i cazul să o întindeți, pot să vă zic doar atât. Că atunci când zgomotul e prea mare în timpul zilei, tindem spre noapte. Tindem spre noapte pentru că e nevoie de liniște ca să te pozitivă. Eu am rămas foarte impresionat. Am fost acum la Pitești cu studenții la memorialul de la Pitești. Uitata temniță a uciderii din culpa intelectualității românești. Deci dacă avem nenorociții aceștia care ne conduc la ora actuală, este pentru că adevărații intelectuali și politicieni ai României au fost decapitați în temnițele comuniste. Abia acum se simte nenorocirea anilor acelora în cultura politică românească. Toți terchea, berchea, peste noapte ajung
lider de partid și de opinie. Stând cu studenții acolo și slujind, am făcut un parastas de n-am putut vorbi. Și la sfârșit, în loc de Hristos a înviat, am cântat Deșteaptă-te Române. Știți cum sună acolo în capela unde au fost uciși tineri pentru că își mărturiseau românismul în primul rând. Dar la un moment dat, uitându-mă atent la părintele, l-am întrebat cum are programul de rugăciune și părintele îmi povestea că ei încep pomenirea de sâmbătă la ora 3 dimineața. Deci la 3 în fiecare sâmbătă cu aprobarea episcopului, arhiepiscopului, înaltului calinic, încep rugăciunea. Ceasuri, acatist, liturghie. Și de ce? La ora 3 se spune că se rugau cel mai mult cei din pușcărie. Pentru că slăbea foarte mult garda. Atenția gărzii. Și se rugau. Să știți că, din nefericire, gardienii care ne păzesc împotriva rugăciunilor sunt foarte atenți în toate clipele. Orice clip liberă aveți, rugați-vă. Ocupați-vă cu Dumnezeu. Nu fiți șomeri în Dumnezeu. Dați-i drumul. Orice ar fi. Dați-i o cafea la unul, dacă nu am eu obsesia asta cu cafele. Faceți un bine dacă nu reușiți să vă rugați. Faceți bine ce aveți, să vă spun. Un creștin, când spală WC-ul, celui care îl plătește să-i spele WC-ul, ca să nu zic Buddha, că sună altă religie, trebuie să o facă ca și cum următorul care face WC-ul e un sfânt. Și se pune la dispoziția lui. Nici o muncă din lumea asta nu e rușinoasă. Să vă prețuiți mâinile crăpate mai mult decât obrazul lipsit de crăpături a celor care ne-au adus în situația de a cerși până la urmă locuri de muncă altora. Să nu vă rușinească chestia asta. N-are nicio treabă. Ce munciți, e bine muncit. Dacă e cu inima deschisă, eu am organizat odată o echipă de șoc la Padova, s-a îmbolnăvit o doamnă, avea copii mulți și nu mai putea merge la serviciu. Am devenit lider absolut al spălării WC-urilor dintr-un hotel din Padova. Dom'le, dar așa ne-am organizat că a venit directorul după două zile și zice, tu cine ești? Și zic, îi țin locul doamnei. Da, da, cine ești? Zic, de ce? Ce prima dată în viața mea când văd într-un hotel cum oamenii cântă când spală WC-urile și transformă toată ziua de muncă în haioșenie și râs. Zice, nu mi s-a întâmplat niciodată așa ceva. A fost, italianul ne-a sponsorizat primele lumânări de Paști la Padova. 2000 de bucăți, că eram foarte puțini români și în vremea aceea. Eram de nebăgat în seamă. Pentru că dacă nu stăm uniți, nu ne vede nimeni. Noi, câți români, atâția Dumnezei. Care credeți că este lucrul cel mai important câștigat de România în 100 de ani de la Marea Unire? Faptul că suntem aici și putem vorbi românește într-o țară străină fără să fim arestați la ieșirea din sală. Libertatea de a umbla, de a gândi și de a munci. Care este lucrul cel mai important care l-a pierdut în cei 100 de ani de la Marea Unire? Faptul că sunteți aici. Asta este, e adevărat. V-ați gândit vreodată 6 milioane, ce, 8 milioane de mâini de lucru, 8 ori 2, 16 milioane de mâini puse în slujba țării? Asta e. Pentru mine cel mai important lucru este că eu știu cum am trecut prima dată în Italia și cum mi-au dat din tren jos pe toți românii, democrații italieni și democrații croați, și ne-au dat jos în fiecare frontieră pe toți din tren și ne-au urcat după aceea doar pe unii în tren, de fiecare dată rămânând tot mai puțin. Pe bază de viză. Când am ajuns la Triest să schimbăm, să ne mute spre trenul de Padova, rămăsesem eu cu un pui de maramureșan de prin Borșa, care își uitase permesul de sojornă. Dar eram în reverendă și m-a întrebat polițista, eu non parla niente în vremea aia, și m-a întrebat dacă e cu mine și a zis, da. Pe el l-a lăsat, nici măcar nu l-a controlat. Omul n-avea pașaportul la el. Deci din tot trenul ăla în care ceilalți au fost sărătiți să-și aranjeze tot felul de ăștia, i-am spus o dată ambasadorului Italiei la București, când vorbea despre crimele făcute de unii la Roma. I-am spus-o la obraz. Excelență, să mă iertați. Ca să-mi câștig viza de cetățean liber să mă duc să învăț la Padova, mi-a luat 8 luni jumate. Niciunul dintre nemernici ăștia pe care îi scuipați acum n-a stat mai mult de o zi la coadă,
a dat șpagă mareșalului care vă păzea intrarea în ambasadă, toți sunt cu viză pe pașaport, niciunul n-a intrat fără știrea statului italian. Nu o mai dați după deget că nu merge. Studenții stăteau la coadă câte 8-12 luni. Eu am stat un an de zile să... Nu chiar. 8 luni de zile să primesc viza de plecare. Ajungeam la alea cea... Vă mai lipsește un sfert de pagină. De la o hârtie care nu exista. Îi întrebam pe cei de la Padova, îi sunam pe oameni. Domne, uite așa, 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 așa. Până s-a săturat episcopul de acolo și a zis, lasă-mă pe mine că rezolv eu. M-am dus și s-au ridicat toți în picioare. Dar de ce ne-a spus că mergeți la Padova? Păi atât era dosarul, uite, tătică. Ce să-ți mai zic? Așa că câștigul cel mai mare că arătăm bulet, nici nu mai arătăm câteodată. Nu? Azi am trecut 3 frontiere, nici n-am simțit. S-a schimbat gustul la cafea atât. Și că ce mesaj transmiteți bloggerilor care sunt împotriva bisericii? N-ai ce să le... Să fie sănătoși, dar nu cred. Ce să te ceri cu toți? Eu am încercat să mă pun rău cu toți, mi-a ieșit. Mie mi se pare foarte grav că sunt mai influenți decât adevărul. România suferă de o boală gravă, dreptita proprie. Toți vor dreptatea lor personală. Și ei cred că aia este. Ce comportament trebuie să avem noi față de copiii care iubesc așa de mult telefonul și televizorul? Să le luați telefoane performante și televizoare bune. Serios. Învățați-i să le folosească cu competență. Le trece, stați cu minți. Lor le trece, dumneavoastră nu. Și ți-e ca bețivul ăla în autobuz. Când s-a întâlnit cu doamna aia urâtă, urâtă. La asta, bețivule! Asta, urâtă! Bețiv nenorocit! Urâtă! Bă, bețivule! Urâtă! Bețiv ordinar! Cucoană mie întrece, dar ție nu. E beția unei vârste. Nu vă mai cramponați și nu vă temeți. Învățați să trăiți cu proprii copii. Noi sigur că n-am avut televizor. Ce să vezi? Mihaela? Și mesajul tău și Nicolae Ceaușescu la plenara CC al PCR din 13-14 mai. Ce să vezi la aia? Ți se lua. Să te uiți la filmele alea bulgărești și ferească. La ce să te uiți? Aduceți-vă aminte când eram noi copii și joia era la radio cena cu flacăra, cum fugeam toți în casă. Sau era câte un film, sâmbătă seara la Telecinemateca. Tot, nu era nimeni în oraș. Se că și noi aveam dependența, dar n-aveam și obiectul dependenței, deși eu, pătimașul, filmare chibiți de fotbal, meream pe blocuri de 10 și 12, îmi riscam viața pe acolo să văd câte un meci de fotbal, câte o prostie de campionat mondial. Și acum cu atâtea televizoare în casă nu mă mai pot uita la ele. Oricum nu-i fotbal ce vedem noi, este un fel de... Cita Mercato. Dar e un fel... Pe mine mă umilește ideea că noi suntem împotriva sclaviei, dar vindem jucători. Suntem în favoarea libertăților, dar arestăm la locul de muncă oameni. Îi ținem câte 12, 16, 18 ore. Sclavia modernă e mult mai gravă. Și știți că până acum, am aflat-o și eu de curând, îmi place ideea, până acum ne chinuiam să-i ajutăm pe săraci să mănânce. Că mureau de foame. Acum bogații mor că mănâncă prea mult. Ce aruncă Europa într-o singură săptămână, hrănește timp de 2 ani Africa. Inclusiv noi. Inclusiv noi, că ne luăm 2 prosciutto și tocmai a început postul, mâncăm numai unul. Da? Care e cea mai grea ușă în timpul postului? Ușa de la frigider. Se tot deschide, tot închide. E vrăjită, domne, așa ceva? Așa ceva? Ce tatăl meu este mort în păcate grele nespovedit. Ce pot face pentru sufletul lui? Să-l iubiți în continuare. Măi, tații nu se judecă. Tații se iubesc. Îmi pare foarte rău să vă anunț. Sau îmi pare bine să vă spun, terminați cu prostia, nu vă mai judecați părinții. Iubiți-i și atât. Teo, văd semne masive. Tații morți, măi, oia vii pot fi bătuți. Deci, din punctul meu de vedere, eu n-aș putea să judec tatălui meu nimic. Eu nu mi-aduc aminte de nimic din greșit în viața tatei. Nimic. În mintea mea, tata e... Uneori mă uit la icoana Mântuitorului Hristos și trebuie să recunosc că îmi se urâde ca tata. Ce să fac? Mă apropiu să sărut icoana și simt mirosul ăla de frizer, de parfum din ăsta. De... Asta este. O spun cu toată inima. Mă uit la Sfânta Ana și o văd pe bunica, pe mama mamei. Cum n-ar fi bunica ca Sfânta Ana când ea era bunica perfectă? Sigur că n-avea școală. În curând, dacă ajută Dumnezeu, o să am tradus o carte în limba maghiară, o carte de predici. Și în prefață am să scriu că dedic poporului maghiar
care mi-a ținut bunica 2 ani de zile în exil la Budapesta, ca semn că bunica mea i-a iertat. Ca semn că bunica mea i-a iertat. Ne tot spun că suntem naționaliști, că suntem răi, ăștia nu știu pe ce lume trăiesc. La Ito, la întâlnirea tinerilor ortodoxi, unde au fost și o parte, o delegație serioasă a parohiei și a zonei, am învățat, a episcopiei, am învățat un lucru fundamental. Când în Piața Mare au intrat copiii ăia care erau iordanieni, veniseră românii noștri care vorbeau ungurește, că sunt eparhia de limbă, inclusiv limbă maghiară de acolo din Ungaria, ceilalți copii au aplaudat și au început să cânte cu ei. Semn că încă suntem sănătoși la cap. Că există un naționalism pozitiv, integrativ, care este absolut patriotismul luminat, dacă vreți, de care vorbeau părinții României Mari. Care nimeni nu e în plus. Nimeni nu-i de aruncat. Mă simt foarte diferită de alte persoane. Toți ne simțim diferiți. Grijă mare dacă vă simțiți prea diferită pastiluța mică dimineața. Fiți foarte atenți. Opusul liniștii este narcisismul exagerat. Fiți grijă, jumătate din oamenii pe care știu foarte bolnavi sunt de la diferența asta pe care o intuiesc ei. E o diferență și între români și italieni. Da, este pentru că ați asumat două culturi deopotrivă. Dar fiți cu minte, nu sunteți chiar așa de diferite. Azi am trecut prin Padova și am găsit, ne-a arătat părintele român care e acolo, ne-a arătat locul unde a fost deținut Galileo Galilei. Știți că urmașul lui Galileo Galilei la catedră a fost Constantin Catacuzino. Jumătate din România asta intelectuală superdotată nu știe. Că unul dintre cei mai mari specialiști pe care i-a avut Europa în domeniul în care ei se laudă că sunt foarte buni, a fost un român. Nu suntem diferiți, doar nu cunoaștem nimic despre ceilalți. Ne îngânfăm să credem că suntem unici. Suntem unici pentru că Dumnezeu ne vrea unici. Dar altfel, dacă nu juncționăm corect cu ceilalți, nu suntem diferiți de fapt de ei. Suntem unici și separați. Ceea ce nu dă nicio bucurie. Fiți naturală și încercați să vă bucurați de darurile care vi le-a dat Dumnezeu. Să nu puneți orgoliul mai presus decât frățietatea. Cum ai putea să ții familia aproape chiar dacă părinții sunt în România, iar familia mea este aici? Păi, simplu. Cum nu avem roaming sub pământ, încercați să sunați că sunt în viață. Oferiți-vă, uite, în loc de rugăciune, vă dau eu dezlegare. Dacă în loc de rugăciune, 5 minute stați de vorbă cu cei de acasă. Și în primul rând cu cei care vă urăsc și vă invidiază. Dar nu să le ziceți că v-ați mai luat o mașină, bine? Da? Cum putem ajuta pe cineva să se apropie de Dumnezeu? Păi sunt două posibilități. Fizica spune așa, că putem avea un obiect static, care fie este demontat și dus așa, fie este adus. Eu zic să-l apropiați de Dumnezeu. Nu persoana respectivă trebuie apropiată de Dumnezeu, ci Dumnezeu adus lângă om. Mamele adevărate, să știți că nu le vorbesc copiilor despre Dumnezeu. Și vorbesc lui Dumnezeu despre copiilor. Un preot bun nu e cel care se tot timpul se mârie înaintea lui Dumnezeu. Doamne, nu știu ce să mă fac cu parohia asta. Au întârziat, n-au venit la timp, au copii care plâng în slujbă, vai de mine. De parcă copiii ar trebui să fie așa, plutind în biserică. Un preot adevărat, când intră în liturghie, știe că n-are nicio altă șansă decât să iubească. Condamnat la iubire. Mie asta îmi place în preoție. Mă bodog în șios. Îmi vine câteodată să-i trăznesc de toți Dumnezei ăia mici cu dâmic. Dar îmi dau seama că e împotriva firii mele preoțești. Că nu pot. Mâna pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru binecuvântare nu poate lovi cu pumnul. Și dau slavă lui Dumnezeu. Serios, vă zic, din toată inima. E cel mai important lucru care îl câștigi ca preot e să poți să iubești pe oameni pe bune. Îi bodogăn că ești om, îți bași capul sub sfânta masă. Brrr, faci acolo. Te speli pe creier, te rup cu sfinții. Bă, când ieși afară trebuie să fii fața lui Hristos către oameni. Să vedeți cum e la câte o înmormântare. Doamne, iartă-mă să nu vă închipuiți că eu îi mai iau pe unul. Ai, că popii câștigă de pe mort. Hai mâncați-o aș pipotata lângă mine la o mormântare de copil. Sau când rămân 5 copii. Și nici un tată și copiii aia singuri. Hai mă cu mine acolo, bă. Hai cu mine când vidanjez câte un suflet acolo de nu știu unde să te ascunzi. Pă, uzi câte una de... Bă, serios. Zici că sunt ce scriu ăștia cu... Nu circulați fără
cauciucuri de iarnă și fără lanțuri. Te sperii. Firea umană, pe cât e de frumoasă, pe cât e și de urâtă. E cumplit. E greu. Dar în aceeași vreme, nu fascinant, e dumnezeiesc. Îmi dau seama ce greu trebuie să fie lui Dumnezeu. Pentru că cred că asta trebuie să învățăm. Să-i luăm pe oameni și să-i ducem la Dumnezeu fără să-i jenăm pe oameni. Fără să-i târșim pe oameni. Eu am trăit un moment greu la un moment dat, trimis într-o parohie, unde ăștia au scos cuțitul să bage cuțitul în mine. Credeau ei că au dreptate. N-a spus nimic, mi-a văzut de... Nici măcar n-a ripostat. Eu am spus că eu pentru preoție sunt gata să mor. Nu știu dacă ei sunt gata să mă omoare pentru asta. Dar eu sunt gata să mor. Când am îmbrăcat haina asta, am îmbrăcat-o după ce în mine s-a tras la revoluție. Eu știu cum e să fii mort. Asta e. Dar în aceeași vreme ne-a spus, voi sunteți convinși că puteți să mă omorți, că știți să mă omorâți? Bine că n-am forțat nota, că vreo doi chiar au făcut pușcărie în anii următori. Dar atunci am învățat un lucru fundamental. După câteva vreme, venind de la București în autobuz, văd un tânăr că se apropie de mine și, părinte, nu mă știți, sunt convins. Zic, de unde te-aș ști? Știți, părinte, era dintre ea care am vrut să vă înjung eu atunci. Și, părinte, vă rog frumos să mă iertați. Ați dovedit în toți anii de după aceea că nu ne urâți și că ați continuat să lucrați pentru noi. Nu pot fi altfel. Îmi pare bine să o spun. Cred că trebuie să învățăm să-i apreciem pe oameni în locul în care sunt. Când voi primi de la o parte din colegii mei lecțiile care le-am primit de la cei din pușcărie, am să mă declar liniștit cu moartea. Am să mă pun singur în sicriu și cu mâinile pe piept. Sunt lucruri în viață pe care le primești cum ți le dă Dumnezeu. N-ai unde le întoarce. Boli, amenințări cu moartea, amenințări cu o boală mortală. Toate bolile sunt mortale până la urmă, că de la un dinte infectat se moare la fel de tare ca de la un cancer. Nu murim mai moale sau mai tare. Când murim, murim. Vorba mea, că a murit definitiv colegul nostru. Azi am văzut cum unii anunțau trecerea în neființă a regelui Mihai. Să fim serioși. Regele Mihai n-a trecut în neființă. E unsul lui Dumnezeu. Un uns nu are cum să nu ființeze. N-are cum. Pentru că e unsul lui Dumnezeu, alesul lui Dumnezeu. Învățați că toți suntem unși lui Dumnezeu până la urmă. Toți avem mirungerea pe noi și suntem botezi. Ne-am murit la botez, slavă Domnului. Nu? Când botează părinte, ce? Se botează, rog Dumnezeu, cu tare numele Tatălui. Amin. Și al Fiului. Amin. Și al Sfântului Duh. Amin. Ai murit de trei ori și ai înviat de trei ori. E simplu. Numai că nu ne aducem aminte. Asta e toată problema. Întăriți-vă memoria asta, aducerii aminte de propria moarte și veți vedea că lucrurile curg mult mai ușor mai departe. Fără să vă spune, fără să vă fie frică din asta. O doamnă mi-a zis la radio odată, părinte, suntem foarte deranjați că biserica învață pe oameni cu frică. Zic, pe bune, am văzut ce Hristos e Adelin Petrișor. I-a zic, băi, stai cu minte și zic, fii atent, urmărește ce spun acum. Ai fost la biserică? Da. Zice popa, binecuvântată este împărăția fricii. Păi nu. Zice popa acolo la biserică cu frică Domnului să ne rugăm? Păi nu. Se întoarce popa cu fața către credincioși, zice, frică tuturor, înjurați-vă unii pe alții ca într-un gând să și scoatem bani de pomelnice. Zice popa asta? Zice, păi nu. Și atunci de ce pui în gura bisericii ce biserica nu spune? Da, mă rog. Și cum trebuie să se comportă o soție creștină cu un soț musulman practicant? Păi să rămână femeia care e iubită de soțul musulman. Mai mult nu știu ce să vă sfătuiesc. Să nu începe să faceți misiune, că nu e ok. Lăsați-ne să ne rugăm pentru dumneavoastră. Din punctul meu de vedere, ăsta e un motiv de rugăciune, nu de întrebare în conferință. Cum să se pregătească un tânăr de viața ce l-așteaptă? Cum să nu-ți fie frică de viitor? Sau mai bine zis, de a fi dezamăgit de propriile așteptări. Acum, la dezamăgire e simplu. Dacă nu ne amăgim că suntem altcineva decât suntem, nici nu ne dezamăgim că n-avem cum. Încercați să vă fixați ținte foarte apropiate. Dacă vă fixați doar ținta, știți că e o poveste odată, pe mine m-a impresionat foarte mult. Îi apare banc, dar nu e, că după ce am citit chiar în viața Sfântului respectiv, la un părinte duhovnicesc, din epoca modernă s-a prezentat o tânără domniță, blândă și suavă ca o garofiță. Și s-a dus la... Ce îmi place chestia. Și s-a dus la părintele și a zice, părinte, am hotărât să fac facultatea de medicină. Bine, și după aia?
După aceea o să trăie facultatea de medicină și o să fiu un foarte bun medic, bine, și după aia? După aceea am să mă mărit și am să mă mărit. Bine, și după aia? Păi, na, o să fac copii în așa fel încât să nu-mi oprească cariera. Bine, și după aia? Păi, da, o să fiu un medic foarte bun și am să cresc copii și am să-mi iubesc, și după aia? Da, o să îmbătrânesc, o să fiu cunoscută ca medic, o să salvez oameni, și după aia? Păi, o să mor, părinte, și după aia? Gândiți-vă cum arătăm în prima zi după ce nu mai suntem. Eu am văzut la mine cum o să fie, că a zis că mă retrag din viața publică și au început unii să mă bocească și alții să mă fericească și să mă ia mama dracului de nesimțit și persoană toxică ce sunt eu. Și mi-a dat seama atunci că așa va fi după ce mor. Unii ori să plângă și alții o să jubileze. O să le și spun celor care rămân în urma mea să dea câte un pahar de vin la aia care jubilează și câte o carte de rugăciune la aia care rămân după mine. Important e prima zi după ce nu mai suntem. Ce rămâne din noi? Gândiți-vă, Doamne ferește, tomorrow morning, 5 o'clock, vrem să mergem la lucru și nu mai suntem. Ne vedem așa de sus, cum ne iau ăștia, ne spală, ne împachetează. Am văzut că au unici că servicii funerare complete, cu înviere cu tot. Știi? Sigur că asta ne poate înspăimânta, dar vedeți că râdeți. Că nu mai suntem. Bun, ce rămâne din noi după ce nu mai suntem? Amintirea nepoților ce sarmale făceam, mâine la mine nu-i cazul, dar cămășile noastre, aia pe care am dat noi 25 de euro să fie prima aruncată, că am purtat-o cu o sară înainte și nu mă miroase, a mort. Nu. Ce o să facem? Ce o să facem? Ce rămâne după noi? E, asta e adevărata problemă și în carieră, și în vocație, și în toate celelalte. Vă rog eu mult, gândiți așa. Dacă mâine nu mai suntem, în urma noastră rămâne fericirea celorlalți care ne-au cunoscut. Asta e lucru foarte important. Cine gândește așa, nu ratează în carieră niciodată. Într-o carieră nu e important să te satisfaci pe tine. Să ieși tu în față. Poate cea mai bună lecție ne dă Sfântul Ioan Botezătorul. Mie îmi place teribil imagine. M-au întrebat mulți, păi de care este soluția unei predici active în Sfânta? Eu când iau cu predică activă, mi se face rău, auzi? Mă inventăm niște cuvinte. Adevărata predică seamănă cu Sfântul Ioan Botezătorul. Sfântul Ioan Botezătorul spune: Eu, Ioan Botezătorul, scad pentru ca El, Hristos, să crească. Dacă noi scădem ca să crească Hristos, Doamne miluiește! N-avem ce face. Să știți că am îngropat oameni care câștigau 6 miliarde de lei pe săptămână. Pe bune, când au început să pută, puțau cală la care câștiga 2 lei. Compusul organic este idem ibidem. Nimeni nu-i făcut din carne Chanel 5. Da? După aceea, să știți că și la masa bogatului și-a de Hristos, și la masa săracului și-a de Hristos. Se nu refuză când e invitat la masă. Ideea că bogăția e o piedică, e o piedică pentru la care nu vede decât bogăția. Dar am descoperit o ispită mai mare decât asta. Cercetând eu în analele patristice, am descoperit un lucru care m-a impresionat. Toată lumea crede că păcatul cel mai mare este să te preocupi de averea ta. E într-adevăr. Dar și mai rău este să te preocupi mai mult de averea altuia decât de munca pe care trebuie să o depui tu. În țară ăștia, cu vrem spitale, nu catedrale, asta fac. Se preocupă mai mult de averea bisericii și de munca bisericii decât de ceea ce ar fi trebuit ei să facă. Și atunci facem 53 de kilometri de autostradă de șosea rapidă Pitești-Craiova cu 353 de miliarde de lei. Eu cred că n-a costat autostrada Imola-Padova pe toate benzilele în jurul Boloniei, cu bubuială, cu tot, cât costă prăpădita aia de șosea cu 3 bucăți de țavă în ea. Asta e. Se spune că ceea ce Dumnezeu a legat omul să nu dezlege. Poate dezlega soțul, soția, o cosnicie unde există violență verbală și fizică? Sau... Bineînțeles că da. Păi uneori Dumnezeu vorbește și prin cei care trăiesc. Nu trebuie să murim ca să fim dezlegați. Nu? Cimitirul nu e un spațiu cu dezlegați. Da, și trebuie să aveți atitudine. Niciodată să nu vă lăsați călcați în picioare. Dumnezeu nu ne vrea să rugă nimeni. Nu zice, secundă roaba lui Dumnezeu Maria cu roaba... Nu, sau cum e? Secundă robul lui Dumnezeu Constantin cu roaba lui Constantin Maria. Nu? E tot roaba lui Dumnezeu. Suntem egali. În robie măcar suntem egali. Care e diferența din punct de vedere al bisericii dintre respect și umilință în relația pe care trebuie să aibă nouă raginele cu soacra sau finii cu nașii? Acum, stabiliți singuri că
Biserica nu are manual pentru tărtălăi. Da? În Evanghelie este scris ce avem de făcut. A respecta opinia celuilalt până la un punct este inerent unei vieți sociale. Dar a face din părerea celuilalt mai mult decât gândul lui Dumnezeu pentru tine e exagerat, fără îndoială. Fiți oameni liberi, sunteți oameni cu... Mă rog, încă mai avem capul pe umeri o vreme. Sunt lucruri care nu le găsim toate în Scriptură, dar Scriptura ne inspiră. Aduceți-vă aminte de Petru și soacra lui. Totuși, Petru nu se roagă, Doamne, fă pasă să paralizeze două încolo. Se roagă să o vindece și o vindecă Hristos. Fiți cu minți. Când te dăruiești, iar din partea celorlalți primești doar falsitatea lor, pe slavă lui Dumnezeu. Așa s-au făcut toți martirii. Ei se dăruiau și erau omorâți. Slavă Domnului! E interesant. Pentru mine, 7 octombrie a însemnat, din punctul meu de vedere, încetarea oricărei relații de binecuvântare a politicului din viața mea. Și prietenii mei care sunt politicieni știu, le-am trimis câte o scrisoare la o parte dintre ei și le-am spus, de azi începând, pentru voi sunt Părintele Necula. Vă mai fac doar parastase la părinți și rugăciuni la copii. În rest, pentru mine nu existați ca funcții publice. Nu mai existați. Ați trădat conștiința națională. Să fiți sănătoși, că Dumnezeu nu vă iartă. Și deja văd roadele. Îi văd cum își rup gâtul pe toate scările puterii. Pentru că, în esență, a trăi creștinismul nu înseamnă a ierta toți nenorociții care calcă în picioare. Unii au luat smerenia ortodoxă drept prostie. Hai, bă, dă! Mai dă una, bă! Bă, mai dă una! De 70 de ori câte 7 pare mult. Dar prima după 70 de ori după 7... Cum era aia? Până aici democrația, de aici mănăștur, bă, ficeo. Știți? Iar biserica are de parte e timpul. Trecerea timpului. Știți că troparul după referendum este simplu. Roata morii se vârtește, țac, țac, țac. E clar. Tropar, glasul 1, pe larg. Iar a doua lucru pe care eu l-am învățat de la cineva mai în vârstă. Se spune că într-o parohie preotul i-a întrebat pe oameni. Mă, oameni buni. No. Deci, care aveți, mă, sub 100 de dușmani? Nu. 90% din populația civilă a bisericii avea sub 100 de dușmani. 10% nu prea. Care aveți sub 60 de dușmani? A rămas mai puțin. Sub 30 de dușmani. Și mai puțin. Sub 10 dușmani. 3. Cine n-are, domnule, niciun dușman? A ridicat o băbuță. Eu. Dar cum ai reușit? Au murit toți, părinte. Băbuța asta e biserica, să țineți minte. Băbuța e biserica. A supraviețuit unor iude mai periculoase decât cele de acum și a supraviețuit celei mai urâte nopți din istoria lumii când Dumnezeu a fost ucis. De către oameni care se credeau Dumnezeu. Avem experiență. Bine. Haideți că ne bată oamenii. Vreau să vă rog din toată inima să înțelegeți că am încheiat un centenar, dar următorul e mai greu. Bine? Să fiți ceea ce trebuie să fiți. Suntem deja a patra zi, a cincea zi din centenarul următor. Istoria României merge mai departe. Treceți batalioane române Carpații, nu e în cânte care s-a retras de pe piață la 1 decembrie. Vă rog mult să rețineți asta. Tot timpul, în toate situațiile, să nu uitați românul când deschide gura, îi se vede stegulețul roșu, galben și albastru în cerul gurii. Dacă nu e acolo, are o problemă. Puteți să vă rușinați că nu vorbiți bine italiană, deși nu cred. Mi-e teamă că uneori vorbim mai bine decât un da. Așa? Deci, puteți să vă rușinați de orice. Dar vă rog frumos să nu vă rușinați de țară. E singurul spațiu la care puteți veni oricând. Ăștia unde pleacă dacă sunt supărați? Rămân acasă. Noi ne întoarcem. Îi amenințăm. Bine? Nici o muncă nu este umilitoare. Umilitoare este atitudinea omului care nu muncește și vrea totul la schimb. Niciun moment să nu încetați să vă rugați pentru țară. Ea înaintea voastră, nu zburați cu coada avionului spre România, nu? Mergeți cu spatele acasă. Bă, ar fi interesant. Sper Romeo să n-audă și să n-aplice. Vreau să aveți conștiința aceasta că noi nu trăim cu spatele la țară. Țara e tot timpul înaintea noastră. Și când vă e greu, aduceți-vă aminte că
Undeva acolo pe crucea Caraimanilor, crucea e făcută din așchile de oțel ale podurilor bombardate de nemți. Din orice împrăștiere ne putem strânge într-o cruce. Niciodată din cruce nu ne putem împrăștia în așchi. Suflet bun, ne vedem mâine la liturghie, iar care nu sunteți tot, vă pomenim încăpățânați, că așa sunt popii. Ești de neînduplecat. Oricum vă știm pe toți, bine? Să rămână, mulțumesc tare mult. Noapte bună! Iată darul Sfântului Nicolae pentru noi în seara aceasta. A vorbit Bocancu în sensul ăsta. E prima dată când vorbește Bocancu, nu darul. Mulțumim mult de tot. Mulțumim celor care sunt de departe și de aproape. Părinți protopop, părinți frați, doamne profesii, biscuri, micioși și copilași care ne-ați răbdat la ora asta așa pe zi. Vă mulțumim din suflet și să dea Dumnezeu să rămână, să lase cuvântul acesta o dâră adâncă în sufletele noastre, o dâră luminoasă, o dâră frumoasă, o dâră a împlinirii noastre ca oameni, ca români și ca și creștini. Mulțumim Sfinte Rad Nicolae, mulțumim Părinte Constantin încă o dată, mulțumim tuturor, Doamne ajută! Și haideți să încheiem această minunată seară cu cântare închinată celei care, dacă vreți, stă în la temelia acestui post binecuvântat al nașterii Domnului, adică celei care l-a născut pe Domnul. Cuvine-se cu adevărat. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea bunurea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul l-ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, în numele Domnului Părinte Vasile binecuvintează. Amin. Amin. Așa să fie frățietate între cele două.